Urmează întrebarea. Câți bani ați luat de aia? Cu cât vă plătește nu știu care? Multe din întrebările roșii erau legate de bani. Bani. Îți bani. Nu te-am auzit niciodată militând împotriva vaccinului. Păi eu m-am vaccinat, mă, martie. Martie m-am vaccinat. Okay. Da, am două doze. Știi când te ia gura pe dinainte? Și mie mi se mai întâmplă să mă ia gura pe dinainte. Pe urmă îmi retrag cuvintele, știi? Se întâmplă. A avut o scăpare. Bănuiesc, sper. Dacă nu, înseamnă că n-a înțeles nimic. Dar nu cred că nu e băiat prost bendeac. Ți-am spus, repet, dacă vreunul din partidele actualmente parlamentare, deși nu cred că PSD-ul sau PNL-ul sunt în stare să îmbrățișeze, iar cu USR-ul nu vreau să vorbesc cu comuniștii, îmbrățișeze asta, dacă niciunul nu va îmbrățișa platforma de merit, o voi continua pentru că am făcut actele pentru partid politic, a ieșit și asta, o voi continua cu partidul politic Mișcarea Merit. Te poți să joci golf cu Iohannis. Iohannis nici nu auzise de golf când jucam eu. M-am apucat de golf. Bă, tu înțelegi că am luat o bomboană dintre aia care mirosea a căpșună. Și am mâncat-o și am făcut clăbuci că era săpun. N-am nicio treabă cu tine, știu că zâmbești, iubești. Nu mă interesează ce culoare a pielii ești, nu mă interesează ce pielea culorii mele ești. Au ajuns analfabeții și ăia de care râdeam, adică personajele de care eu încercam să râd și să le arăt cu degetul, a ajuns să fie considerate vârfuri și reprezentanți ai societății, ceea ce nu am cum să accept, așa m-am născut, le-am declarat război la toți. Vom închide aceasta și vom face și vom închide și trebuie să muriți 1000 de oameni și nu o să vă dăm nimic și nu ne-am gândit ce să facem și nu ne interesează. Dacă acoperișul este spart și s-a spart și s-a spart tot timpul, respectiv politica și oamenii care sunt decizionali în politica asta, nu pot să mă mai apuc, iar am pus parchet toată viața mea. Am dăruit bucurie și uite ce parchet frumos v-am dat și toată lumea, oh, gar, ce amuguri, te ține minte, ce parchet frumos ne-ai dat. Mi-ai influențat copilăria cu parchetul pe care l-ai pus tu la casa noastră. Dar între timp... De așa e. Da. Și așa eu știu mulți oameni. Și eu îți mulțumesc. Generația mea... Și eu îți mulțumesc. Ei, acum vreau să mă apuc de acoperiș. Dar ăia sunt proștii proștilor. Document. Trebuie să ai pașaport de prost. Pe lângă pașaportul de vaccin, ăștia care le știu pe toate au pașaport de prost. Te-ai născut liber. Vrei să mori? Să-ți dai libertatea pe doi arginți? Dă-ți-o, frate, atunci nu ți-o meriți. Dar ți-am spus, alături de Mediafax, mai știu oameni care nu sunt afiliați în zona de securitate și care... Poți să mai îmi dai exemple? Bună seara, prieteni, și bun găsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Invitatul din această seară mi-a marcat copilăria și ulterior adolescența, pentru că la vârsta de 13 ani am descoperit YouTube-ul și totodată canalul oficial Radu Pietreanu, unde am redescoperit absolut toate sketch-urile și toate episoadele din Leana și Costel, din aventurile lui Garcia și așa mai departe. Având în vedere faptul că invitatul de azi m-a inspirat să mă apuc de ce m-am apucat și sper să și reușesc cândva, l-am invitat aici, mă bucur foarte tare de faptul că a acceptat această invitație, nimeni altul decât Mugur Mihăiescu, iar ca să-l întâmpin așa cum trebuie, nu pot să vă mai spun bună seara, prieteni, ci să vă spun seara! Bună seara, Mugur, și bine ai venit! Ok! Ok, să zicem, e un început. E un început de Garcia sau un început de podcast? Da, adevărul că n-am acceptat invitația, sunt aici adus împotriva voinței mele. Ok. N-am găsit loc de parcare, am parcat pe locul lui și a zis ca să nu-i plătesc taxă de clan mafiot ce este să vin la un podcast. Taxă de protecție. Exact. Ți-a cerut vreodată cineva taxă de protecție? Uite că... În afară de tine ești primul. Ah, ok. Bucură-te. Păi și în centru vechi nu erau... Nu erau niște băieți care îți dețină pe acolo. Deci influența din sectorul 4 se oprește la granița cu sectorul 3. Și cu 5, da, e 4, 3, 5, sunt toate sectoarele pe acolo. Toate sectoarele, fiecare stradă e cât un sector. Da. Ce faci, cum ești? Bă, ce să fac, sunt sănătos. N-am avut nicio influență covidistă până acum.
slavă Domnului, nici eu, nici familia. Acum trăiesc vremurile pe care le trăiește toată lumea, pe care... și încerc să închid ochii și să cred că încă e un basm. Da, uite, azi, chiar azi citeam dimineață o postare de la Dan Negru pe Facebook, care spunea așa, că trăim, suntem cu toții în aceeași furtună. Și spunea Dan Negru că nu e adevărat, că asta ar fi ipocrit să o spunem, pentru că unii din această furtună sunt cu niște bărci confecționate de mână proprie, alții sunt cu bărci gonflabile și alții sunt pe iaht sau pe vapoare și sunt mult mai puțin afectați de ceea ce trăiesc. Eu sunt în categoria celor cu mână proprie. Adică ok. Nici măcar barcă nu am, am doar mâna proprie, tot ce mi-a mai rămas. Da, totuși ai fost foarte activ în perioada asta. Am fost și rămân activ, pentru că sunt un om care m-am născut liber, am adus numai bucurie oamenilor, sau măcar asta am încercat să fac, să aduc bucurie. Și când văd că oamenii sunt învrăjbiți unul contra altuia și toată lumea se înjură și se bleastă de parcă nici n-am mai fi același popor, mi se pare de neacceptat. Și așa cum am influențat generații întregi cu ceea ce am făcut în bine, aș vrea să influențez pe viitor la fel, aducând din nou starea de bine oamenilor. Uite, apropo de ce spuneam chiar la început, eu când eram mic, aveam interzis să mă uit la Vacanța Mare, pentru că eram mic. Na, ai mei se uitau în sufragerie, dar eu n-aveam voie în dormitor să mă la Vacanța Mare. Și mă trimiteau de lângă ei în momentul în care era Vacanța Mare la ProTV, când vedeam vaca pe televizor cu aripi zburânde, în momentul ăla era Radu, treci în cameră la tine, du-te și uite la Cartoon Network, așa îi spuneam eu, nu puteam să-i spun network, că nu știam cu engleză, cu de-astea. Și atunci când am ajuns la o vârstă ușor mai avansată, adică la 12 ani, în 2008-2009, am descoperit pe YouTube toate sketch-urile care erau atunci la televizor. Și m-am bucurat foarte tare. Pe unele dintre ele știu pe de rost. Adică am, nu știu, aș putea să fac un podcast de o oră în care doar să fac, să spun replici de-a lui Garcia sau ale Leanii și așa mai departe. Și m-am bucurat teribil în pandemie, în starea de urgență atunci când a început toată nebunia asta, că ai revenit pe YouTube, însă ai și plecat rapid. Da, am plecat rapid pentru că, așa cum am mai spus, și TikTok-ul de atunci și YouTube-ul am făcut, efectiv mă plictiseam în casă, pentru că nu aveai ce să faci, trebuia să-ți omori cumva timpul. Și vedeam aberațiile din jurul meu, din nou nu-mi venea să cred ce mi se întâmplă, nici mie, nici altora. Și într-un fel asta a fost, de-a lungul ultimilor 30 și ceva de ani de carieră, arma pe care am folosit-o să mă bat cu prostia. Sau să încerc să corectez prostia. Încercând să facă oameni, să facă omul să râdă de prostie. Acum am pierdut bătălia. Asta trebuie să recunosc, și a dorit mai mult victoria. Prostia cum... și-a dorit. A intrat montată pe teren și uite, eu am stat în ghete, oamenii au stat în ghete și ne-a dovedit. A luat cele 3 puncte. Dar cum îți dai seama că prostia a învins sau cum îți dai seama că inteligența a făcut-o? Păi, prostia a învins pentru că suntem un stat complet nefuncțional, un complet aberant la ora actuală. Nu vorbesc de mediul privat, este singurul care reușește să funcționeze, să se descurce. Și dacă te descurci într-o junglă dintre asta, înseamnă că te poți descurci. You can make it there, you make it anywhere. Suntem un fel de New York, New York al Europei de Est. Și văzând cine ia decizii în țara asta, ajuns analfabeții și ăia de care râdeam, adică personajele de care eu încercam să râd și să le arăt cu degetul, a ajuns să fie considerate vârfuri și reprezentanți ai societății, ceea ce nu am cum să accept, așa m-am născut, le-am declarat război la toți. Ok. Era cățaua lor a naiba, ca să nu zic ca dracu, că zice lumea că vai, că vorbește... Aici poți vorbești oricum, nu e o problemă. Nu, da, știi cum e... Am o vârstă la care nu mai suport, adică mi-au distrus mie visurile și tot ce am visat. Aș vrea să nu distrugă visurile și celor care vin după mine. Okay. Cam așa, adică să nu mai fie și ei în situația ca la 50 de ani să fie frustrați și să zic ce am vrut și ce s-a ales. Dar care e frustrarea ta cea mai mare acum? Păi frustrarea mea este că la vârsta ta îmi doream să trăiesc într-un stat funcțional, cum credeam și eu că văd afară, că uite bă, ăia care sunt zdraveni la cap și inteligenți și care au terminat școli și te uiți la ei ca la niște guru, așa, ăia iau decizii, ăia dau legi, ăia fac treaba asta,
și s-a hales bules, vorba lui Crapu, șumenu mort. Înțelegi, ăla era visul meu la Craiova, acolo zicea mama mea, în 2 ani plec la București pe autostradă. Chiar aveai vise. Da. Timpul e relativ, 2 ani ce înseamnă? Vor fi 35 de atunci, care de-abia să terminăm proiectul de drum expres. Noroc că îl face moldoveanu, îl face Umbrărescu. Da. E 2021-22 îl termină, deci iată, nu o să treacă decât 33 de ani de când visam și eu. Niște lucruri. Visam și eu să fie un învățământ performant în care un copil după ce termină și este îl mai premiant și îl mai, deci s-a muncit acolo pe brânci, primul lui gând nu este mama mea de-abia aștept să mă car din țară, ci hai să-l promovăm, să ajungă mare, să ia decizii, că de asta a învățat, de asta creăm elite. Uh-huh. Acum copiii de elită nu știu care cum să plece mai la, nu știu ce, multinațională în afară să nu mai vadă pe aici. Ăștia alții să-și cumpără diplome, proștii își cumpără diplome în general pentru că sunt proști și trebuie să-și cumpere ca să arate și că au și ceva, au prostie documentată și ajung să te conduc. Și în momentul ăla cam asta s-a ales de ultimii mei 30 de ani. Da, am trăit frumos, am bucurat o mulțime de lume, am luat cu mine 1 miliard de amintiri și sper să mai încrez măcar o jumătate de miliard de aici încolo. Dar am o fată care crește și s-ar putea la 50 de ani să aibă aceleași frustrări sau să fie prin temirio ce țară și care să nici nu-și mai aduc aminte, a, dar parcă era o chestie numită România odată și o chestie numită tata. E, când ajungi la vârsta mea e tulburător, știi? Noroc că nu ai gândurile astea pentru că ai o vârstă la care mi-aș dori să o am și eu, să am acea... nu știu cum să o definesc, naturalețea vârstei astea. Adică să nu am maturitate. Okay. Maturitatea este enervantă. La un moment dat este enervantă pentru că te... ți-aduce și lucruri bune și lucruri rele. Eu o consider dintr-un punct de vedere enervant. Ok. Uite, când spuneai de fiica ta, eu prin ea am ajuns la tine, deși te mai cunoșteam persoane de legătură dintre mine și tine, mai ales prin instituțiile media de pe unde ai lucrat și tu, am lucrat și eu între timp. Însă o descoperisem pe ea pe internet în momentul în care ai început tu să postezi atunci în starea de urgență și era omniprezent în TikTok-urile tale, în toate materialele pe care le făceai tu. Și am văzut că ea studiază în Anglia. A studiat, nu mai. Deci înseamnă că a și rămas în Anglia, pentru că e în momentul de față e în Marea Britanie, nu? Deocamdată da, e la Londra și mai stă un an cel puțin până să-și obțină cetățenia, că e bine să aibă și un backup. Ok. Da. Și are de gând să se întoarcă aici sau? În principiu, știi cum e, te întorci dacă ai la ce să te întorci. Te întorci dacă știi că poți să funcționezi și aici și să schimbi și să întorci ceea ce ai învățat. Adică de ce dracului înveți? Nu ca să poți să schimbi, să creezi ceva frumos, să lași după tine un legacy. Să zici, bă, n-am trăit de pomană, n-am trecut ca gâsca prin apă. Dacă societatea românească nu mai folosește tipul ăsta de indivizi și doar îi exportă, pentru că nu îi folosesc. Proștii sunt la putere. Asta e problema mea mare la ora actuală. Mare. Și atunci te întrebi, și de asta sunt frustrat puțin, pentru că s-ar putea să uite că există chestia asta. Da, uite, din punctul tău de vedere, de 20 ceva de ani, cel puțin, de când existi tu, extrem de vizibil. De 35, extrem de vizibil. Mi-aș dori să fie doar 20. Bine, eu cunosc Vacanța Mare de undeva de pe la vârsta de 4-5 ani, că începutul anilor 2000 pentru mine. Atunci a fost Vacanța Mare în TV. Vacanța Mare a stat în cercul studențești din 88, după care din 93-94 am fost în lumea showbiz-ului ăsta mai de masă. Păi în tot timpul ăsta a existat vreodată o clasă politică sau niște conducători, nu chiar o întreagă clasă politică, pe care tu să-i consideri reprezentativ pentru visele tale și care, de la care să ai pretenția că ei vor ajuta la îndeplinirea viselor tale? Dacă de imediat după Revoluție, care tot mai aveau ceva în cap, că rămăseseră niște
Adică și comunismul ăsta a avut părțile lui nenorocite total, dar măcar era un sistem care avea o oarecare ierarhizare a valorilor, știi? Și chiar dacă nu erai politrucul number one, ălălalt era înconjurat de oameni cu multă carte, eșalonul 2, eșalonul 3, ăștia de care te izbeai tu ca individ, erau destul de școliți, adică nu erau. Să zicem că am primit chestia asta și ăia n-au fost în stare, după aia s-a degradat total societatea, adică e clar că îmi doream să fie o meritocrație avansată, adică să avansăm de la, să zicem, o meritocrație până la un punct după care urma politicul, la o meritocrație pe toate planurile, așa mă gândeam eu că asta e democrația. Traseul a fost exact invers, adică ne-am dus ălia de suflet, știi, cam așa s-a întâmplat. Ok, dar nu crezi că e și vina poporului în toată treaba asta? Este și nu este, este, poate să fie o vină comună, pe mine nu mă interesează să stau să caut vinovați, pe mine întotdeauna mi-a plăcut în viață să zic ok, asta este ziua de astăzi, ce am greșit, ce n-am greșit, cum pot să îndrept ce e greșit. Pentru că nu e o prostie să greșești, este fucking uman, adică ar fi păcat de Dumnezeu să nu greșim, dar e o prostie să persiști în greșeală. Nu stau să analizez, nu sunt Mafalda, nu sunt adevărata Mercedesa, deși am venit cu Mercedesul, nu sunt ghicitoare. Ideea este, aici sunt, cum fac să depășesc. Și doar așa mă gândesc, ce pot să construiesc, nu ce pot să dărâm, să caut vinovați. Nu mă interesează, să pierd timpul în chestii care nu sunt construcțiile. E o gândire foarte practică asta. Numai că e și foarte greu, cel puțin eu recunosc că mi-a fi foarte greu să mă țin de aceste planuri, chiar dacă mi le impun zi de zi, de fiecare dată când mă trezesc sau chiar și când mă duc la culcare seara, mă gândesc, bă, mâine nu o să mă mai gândesc la a căuta vinovați, nu o să mai caut scuze, o să mă duc pe drumul meu și să văd ce pot să fac eu mai bun și mai mult față de ce am făcut în ziua precedentă. Doar să accepți faptul că greșești, pentru că, ți-am spus, e frumos să greșești, greșelile ne modelează ca oameni. Problema este unde te duci și ce faci cu ele, ce concluzii tragi din ele. Și aici se face distinția între caractere și între oamenii care devin valoroși, tocmai pentru că și-au îmbrățișat greșelile și le-au corectat pe parcursul vieții, și mediocri ăștia și proștii care greșelile nu numai că astea, ci le înalță la rang de politici publice sau de artă sau de ce vrei tu să le... Să o definesc o nouă corectitudine. Aha. Baza principiilor. Categoric. Asta e ca de făcut legi care să ne scapă de vină. Formarea omului nou era pe vremea lui Ceaușescu, așa se numea acel politically corect. Omul nou de tip socialist, comunist, care gândește altfel și e deasupra. Același lucru este, de asta li se spune și unora din ei neomarxiști, ăilalți sunt doar proști și atât, li se spune neomarxiști pentru că vor din nou crearea o creație de asta aberantă, utopică, numită omul nou. Ok. Deci omul nou de ieri e political correctness-ul de astăzi? Exact. Exact. Altă mărie cu altă pălărie. Istoria e ciclică. Adică nu trebuie să fii un mare filozof, un mare istoric sau mare... Trebuie să ai o minimă decență de a observa ciclicitățile istoriei. Că nici generația ta, nici generația mea n-a inventat roata sau apa caldă. Te uiți, bă, îți dau un exemplu. Cum e istoria ciclică. Te uiți tu ce s-a întâmplat, cum au căzut imperiile. Imperiul Roman, cum a căzut? Te uiți. Bă, a deschis porțile, a zis că toată lumea s-a complăcut într-o bunăstare care îi se părea că este eternă, n-au mai făcut nimic, adică societate bogată, n-a mai făcut nimic, open the gates, nu mai avem, noi suntem deasupra tuturor, au picat. Și tot așa, asta e doar un simplu exemplu. Ți-am spus, istoria este ciclică, fenomenele astea ciclice au și ele o ritmicitate. Unele cicluri sunt mai îndelungate, altele sunt mai scurte. Nu trebuie decât să înveți și să tragi concluzii, să-ți folosești supragâtul, așa numesc eu pentru personajele mele, se numește supragât. Că ei săraci n-au... Era o replică celebră a lui Garcia la Tuns cu faci mișto de suprascoarța mea cerebrală. E, cam așa, suprascoarța cerebrală, da. Și doar atât trebuie să faci. Te uiți, mă, ce s-a întâmplat? Păi dacă eu am vrut să mor ca să scap de omul nou,
acum tu ce faci? Tu vrei din nou omul nou? Păi tu înțelegi că a fost ceva horror, a fost o epocă horror a politically correctness-ului și politically unicity. Pentru că până la urmă asta era, trebuia să fii de o singură nuanță de gândire politică. Că s-a numit la vremea aia comunism, că se numește la vremea asta neomarxism sau nou om global, e același lucru. Adică nu diferă. Și de asta zic, băi, think twice, adică nu trebuie să te-ai născut liber. Vrei să mori? Să-ți dai libertatea pe doi arginți? Dă-ți-o, frate, atunci nu ți-o meriți. Da, și asta e drept. E și libertatea asta, știi că de multe ori spune că puterea e pentru cei ce știu ce să facă cu ea. Așa e și cu libertatea, de fapt. Este, da, știi cum e, zicea declarația de independență, the man is born with liberty and the freedom to pursue the happiness. Unde, Doamne iartă-mă, le mai revezi? Doar la nivel de zicală în ziua de astăzi. Care este? Ce libertăți individuale mai ai? Care sunt libertățile individuale că în momentul în care tu ai o idee, să zicem că e proastă, mă, cea mai proastă idee din lume. Ok. Tu ai și ți-o strigi, te iau unii la bătaie, care se numește un organism al statului. Adică vine poliția și te toacă. Sau vine jandarmul și îți dă în cap. Pentru că, bun, nu dacă și tu ai dat în cap la rândul tău. Asta o pot înțelege. Mm-hmm. Dar dacă tu să zici, bă, cu tare nu-mi place mie, că eu sunt prost și nu-mi place, și tu îmi închizi canalul, de exemplu, pentru că tu răspândești idei care nu sunt politically corect. Sau ești dat afară din universități pentru că nu trebuie să spui culoarea negru, pentru că este o culoare rasistă. Sau pentru că tu zici că vaccinatul este un nenorocit, sau tu zici că nevaccinatul este un cretin. Și pentru asta te poziționezi într-o tabără, iar cealaltă nu mai există. Unde mai sunt drepturile și libertățile individuale? Unde? Da, dar asta e o problemă la nivel global, adică cel păi, puțin... Păi problema nivelului global este că n-au mai avut ce face cu bogăția și asta și își caută false teme. Mm-hmm. Înțelegi? Îți dau un exemplu în Norvegia, marea țară pe care o admirăm noi, comunistă și frumoasă, în care s-a făcut acum, pentru că nu mai au ce să facă, festivalul chitărilor fără chitară. Îți jur pe cuvântul meu de onoare. Deci nu este fake news, nu e, să caute lumea să intereseze. Caută, Air Guitar Festival. Da, festivalul chitărilor fără chitară, în care s-au strâns 10.000 de indivizi, se suiau câte unul pe scenă și făcea așa, ăilalți aplaudau și plecau. Deci astea sunt problemele noastre. Problema societății bogate, care... O luăm pe vorbele, citesc puțin din zona Orientului, zona spațiului de influență arab, dar trebuie citat acest om, Sheikhu, care spune clar, vremurile puternice creează oameni puternici. Oamenii puternici creează vremuri bune și vremurile bune creează oameni slabi, iar oamenii slabi creează vremuri slabe, care la lor urmă ciclicitatea, creează din nou oameni puternici. Oameni puternici, da. Noi și oamenii puternici din spate au creat aceste societăți zdravene la cap, cu bogăție. Mm-hmm. De atâta bogăție, oameni puternici, pa! Și acum vor urma vremuri tulburi, nenorocite, care vor crea din nou oameni puternici. Dar acum suntem în niște vremuri de tot hândelul. Deci crezi că e momentul să se nască oamenii puternici? Nu știu dacă am ajuns la cum folosesc ăștia? La platou. La platou. Nu știu dacă am ajuns la platou și vom vedea asta, dar suntem acolo, suntem pe trend. Ok. Da, asta e un lucru bun până la urmă, pentru că nimica nu-i veșnic. Și... ciclic, ți-am spus. Exact. De asta am și inventat noțiunea aia relativă numită timp. Că toată lumea zice, bă, dar nu există o definiție a timpului. Bă, da, este o măsură a ciclicității fenomenelor. L-am avut noi nevoie în supraviețuire. Că el nu există sau că e relativ la scară universală, asta este partea a doua. Și că l-am introdus noi în conceptele noastre și în încercarea de a înțelege universul. Da, și noi l-am introdus tot ciclic, că săptămâna o ia de la capăt, anul o ia de la capăt și așa mai departe. Da, pentru că erau fenomene repetitive. Soarele se învârtea,
florile înfloreau sau ofileau și ne-a trebuit niște unități să măsurăm, să ținem minte ce zi e astăzi sau ce, cam pe unde e soarele. Știi? Și pe urmă am văzut că acest concept pe care l-am avut noi e mai mult decât ne-am dat seama și am încercat să-l redescoperim, să-l redefinim, să mergem la nivel mai mic și mai mic și mai mic până ne-am dat seama că nu există. Că universul nu are nevoie de timp ca să funcționeze, cam așa ceva. Da. Da, vezi, asta tot e un rod al căutărilor. Cunoașterea și faptul că oamenii și-au dorit totuși să afle lucruri noi. Da, să dobândească noi cunoștințe, și-au pus întrebări la care au avut nevoie de răspunsuri, la unele le-au primit, la altele le-au primit pe cel greșit, la altele pe cel corect. Când nu mai ai întrebări, înseamnă că ești mort. Uh-huh. În momentul în care tu, ca ființă umană, nu mai ai întrebări, trebuie să te retragi în veșnicele plaiuri ale vânătorii, vorba lui Vinetu. Dar, nu știu, așa am funcționat și pe semne că toate am mapat universul din jurul nostru ca să putem să evoluăm, să funcționăm. Mm-hmm. Uite că tot vorbeai de vise împlinite și de faptul că vârsta și maturitatea la care a ajuns să-ți generează oarecum frustrare că nu ai reușit să-ți împlinești anumite dorințe pe care le aveai când erai tânăr. Am urmărit interviul de la Denis Rifai de la 40 de întrebări, da. Și cea mai vizualizată întrebare este cea legată de banii pe care a produs Mugur Mihăiescu cu Vacanța Mare. În altă ordine de idei... O societate mercantilă, probabil, că multe din întrebările roșii erau legate de bani. Bani. Îs bani. Într-o țară în care a fost învățată că cei care fac bani cumva fură. Sunt dubioși și au furat ceva și e ceva necurat și cumva nu sunt sechele comuniste de la, pe calea dreaptă. Băi, eu înțeleg să fii pe calea dreaptă, dar nu toți suntem hoți. Câți bani ați făcut, domnule? What the fuck? Okay. Urmează întrebarea. Câți bani ați luat de aia? Cu cât vă plătește nu știu care? Noi, oameni buni, dar mai detașați-vă puțin, că nu suntem chiar așa. Dar și pe oameni interesează foarte tare, adică publicul. Uite, aseară, de exemplu, am avut un podcast cu Pepe și urmăream live exact felul cum urmăreau oamenii podcastul. Da. Și YouTube-ul mi-arăta exact unde se ducea când era premiera live. În momentul în care s-a deschis subiectul bani, audiența a crescut imediat. Ma de asta ai făcut repede cu banii ca să crească audiența. Nu neapărat ca să crească audiența, ci pur și simplu pentru că sunt curios de niște lucruri. Ce rău? Și sunt curios de părerea ta vis-a-vis de subiectul ăsta. Noi am făcut o treabă sezonul ăsta și îi dăm fiecărui invitat 1.000.000 de euro fictiv, că nu aveam 1.000.000 de euro în formă fizică. Atunci că suntem de proști, îl dădeam și real. O să-ți răspund și fictiv. Okay. Așa, stai să semnezi aici cu numele. Mihăescu. Sunt scrisul de doctor, știi, competențele nu sunt. Da. Doar scrisul de doctor. Și să zicem că primești acum 1.000.000 de euro. Mulțumesc frumos. Moca, ceea ce, mă rog, e absolutamente imposibil. Dar ne imaginăm, prin metoda reducerii la absurd, presupunem că ai primit 1.000.000 de euro degeaba. Ce-i faci cu 1.000.000 de euro? Păi dacă l-am primit degeaba, n-aș ști ce să fac cu el. Ok. În momentul în care nu știi valoarea, fie că e un euro, un milion sau 10 milioane, înseamnă că nu știi oricum să faci, indiferent cât primești. Sunt o măsură a ceea ce faci. Cu cât îți cuantifici valoarea muncii tale, valoarea prestației tale, pentru că ne-am ales acest instrument de cuantificare a plus valorii și a muncii numit ban, fie că e criptomonedă, fie că e monedă de asta, fie cum o denumim, fie că primeam 3 porci moca, și eram în epoca trocului, nu știam ce să fac cu ei. Uh-huh. Dacă nu știam ce înseamnă valoarea și munca din spatele acelui instrument. Faptul că mi-ai dat virtual acești bani, tot virtual îți spun că habar nu am ce fac cu ei dacă nu-i merit. Ok. Cred că mi se pare cel mai înțelept răspuns pe care l-am primit până acum. Nu știu, eu n-aș face nimic pentru că n-aș ști ce dacă ar fi moca. Dar tu ai făcut vreodată investiții proaste? Adică să cheltuiești bani, nu știu, și să-ți pare rău că ai cheltuit? Dar ce crezi tu că sunt eu? Zeu. Nu, mă refer la investiții mari, nu la... Și mari, și nu contează ce investiție faci. Contează că în lumea reală, unele investiții sunt bune și altele sunt proaste. Am făcut și eu investiții proaste, am făcut și eu, cărora nu le caut vreo scuză. Ideea este, ți-am spus, de atunci, ce am învățat din treaba asta? Am tras vreo concluzie. Am continuat să
mă prostesc, m-a dezarmat să nu mai fac investiții. Nu, nici una, nici alta. Aici când vorbim despre investiții, nu mă refer doar la bani, mă refer și la timp și la încrederea pe care ai acordat-o anumitor proiecte, anumitor oameni. Categoric. Asta mă face fucking human. Și care, ai vreun regret în legătură cu treaba asta? Păi de ce? Altfel aș mai fi eu ăsta de astăzi. Dacă nu aș fi făcut ălea, nu m-ar fi modelat. Și n-aș mai fi fost Mugul Mihescu ăsta. Ar fi fost Mugul Mihescu dintr-un alt univers cu care tu nu stăteai de vorbă, probabil, acum. Ok. Dar tu ți-ai închipuit vreodată în momentul în care erai, nu știu, când erai tânăr, ca mine, da. și visai, să ajungi de la Craiova la București pe autostradă. Ți-ai fi imaginat vreodată că Mugur Mihăiescu va fi un om atât de impactant pentru istoria României post-decembriste? Nu, și nici acum nu cred că sunt. Adică lucrul ăsta nu pot eu să-mi dau seama, eu, Mugur. Nu pot. Doar oglinda aș dă seama. Ori eu nu pot să fiu propria mea oglindă. Dar okay. Sunt cei care te privesc, cei care vrând nevrând, cu dreptul ăsta pe care ți-l dă gosipul mondial sau bârfa, te judecă după ce spui, ce vorbești, își fac opinii despre tine, trag concluzii, fără să, chit că sunt superficiale, chit că sunt nedocumentate. Dar măcar bine că sunt liber, că pot să și le spună. Înțelegi? Și okay. Eu le accept așa cum sunt. Adică mă interesează să mă iubească toată lumea sau să mă sun. Zic că sunt un guru al nu știu cui. Unii zic așa, unii zic. Unde o fi adevărul? Rămâne prostia aia care nu există numită timp să stabilească. Ok. Păi uite, cred că dacă e să o luăm după proba timpului, având în vedere faptul că tu ai avut pauze în decursul tot a prostiei alea numite timp, ai rămas foarte adânc înrădăcinat în percepția publică. Din nou, era chiar și o remarcă pe care o făcuse Denis Rifai în emisiunea 40 de întrebări. Tu ai redefinit, practic, ai creat un termen, termenul de garcea, căruia a fost atribuită imaginea polițistului incompetent, a polițistului corupt, a omului care ar trebui să se ocupe de siguranța cetățeanului, dar cu toate astea este taman contrariu. A autorității, de fapt. Exact. Înglobând-o, da, că garce există în toate instituțiile, autoritate, până la urmă. Da. Știi că, uite, taică-mi, de exemplu, taică-mi e cadrul MEAI. Mă rog, acum e la anticorupție altceva. Dar, la un moment dat, într-o plângere, formulase despre un agent, îl denumise garcea, care a zis că atitudine de tip garcea. Și respectivul s-a atacat. Uite, acolo îmi pare bine că l-a numit așa, pentru că înseamnă că prin ceea ce am făcut, am reușit să corectez din prostie. Exact. Dar prea puțin, știi, că din nefericire garcea a înflorit. Autoritatea de tip garcea a înflorit. Înțelegi? Poate nu luând mot-a-mot sau copiind caracteristicile acelui personaj pe care noi l-am inventat. Ci pur uneori și simplu, poate chiar mai grotesc. Ai și tu dreptate aici. Dar poate nu cu vorba aia, poate nu cu faptul că ar fi agramat sau nu. Dar consecințele sunt dezastroase și asta mă face să cred că ne-au învins. Cu riscul de a finaliza, au tras la poartă cu riscul de a finaliza și ne-au învins. Dar cum ar fi fost dacă n-ar fi fost garcea? Nu știu. Habar n-am, de unde să... Ce sunt ghicitor în stele? Păi nu știu, părerea mea e că, deși tu te declari învins în momentul de față, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri. Eu mă declar învins în lupta cu prostia. Da, da, da. 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 Pentru că asta mi-a plăcut foarte mult, în momentul în care ai spus că bă, o viață întreagă m-am luptat cu proști, așa cum am știut eu cel mai bine, râzând de ei. Da. Ceea ce mi se pare o armă foarte puternică. Mi se pare chiar mai puternică decât, nu știu, asta e părerea mea, la 25 de ani, la momentul actual, mi se pare că e mai puternică chiar și decât implicarea în zona politică. Păi este pentru că politica ultimilor 30 de ani a făcut generații întregi, un neam întreg, un popor întreg să fugă de ea, pentru că miroase a rahat. Numai când spui cuvântul partid sau politică, adică ceea ce eu visam ca ideal al meu pentru un copil trăit în comunism și în politică corectnessul anilor comuniști și ai dictaturii, acum ăștia, ca să conducă proștii, au nevoie de cât mai puțină implicare și masele mai mici de oameni sunt mai ușor de controlat, de manipulat voturi ca să își facă în continuare meandrele. Nu uita că la ultimele alegeri 70% din populație, marea masă mută, cum îi ziceam eu în emisiuni,
a rămas pe din afară pentru că nu s-a regăsit în nimeni sau niciun concept, nimic viabil. Și de aia implicarea în politică la ora actuală este, o consider tu mai puțin eficientă decât râsul. Râsul este în schimb mult mai facil și mult mai la îndemâna tuturor. Problema este că dacă o societate își elimina râsul din arme, devenea la fel ca și politica la ora actuală, adică era considerat că nu mai poți să lupți împotriva unui defect sau unui rău cu râsul. Este o armă, într-adevăr. Și mie menecaz că politica a căzut în derizoriu. Menecaz pentru că m-ai întrebat de visele mele de copil, asta era. În sfârșit o să avem politică, în sfârșit o să avem oameni competenți, decizii competente. Nu. Ideea acestor indivizi a fost să înlăture oamenii care gândesc sau să înlăture oamenii care sunt meritocrați, să facă în așa fel încât să îi îndepărteze de decizie, ca ei să poată să-și vadă de treabă în continuare. Eu o să lupt să repun politica care, cu tot respectul, este la fel de veche ca și umorul, adică de la greci încoace. Politica aia publică, a agorei publice, trebuie repusă de generație ca tine, generația ta, chiar și de generația mea, și adusă din nou să genereze bine, stări de bine, stări prin care să, de corecție, cum Gargea prin râs a încercat să corecteze și taicătul l-a numit pe ăla, atitudine de tip Gargea, înseamnă că râsul meu și personajul meu și-a atins pe o sămânță scopul. La fel trebuie să facă și politica. Or, în momentul în care, de exemplu, 80% din oameni s-ar implica în politică pentru că ar vedea ceva viabil într-o propunere, de asta m-am și decis să lansez cât de curând platforma Merit, așa se numește, mișcarea Merit, de remeritocratizare a României. În 2 săptămâni o să o lansez, așa că o să vezi ce... Cu alți oameni care gândesc ca și mine, din generația mea, din generația ta, adică eu ascult de la toată lumea. Că țara nu este a mea, este a... Sunt țara care, ăstora care vine după mine. Acum e țara lui Garcia, da. Eu o să mă lupt să redobândească adâncimea și puterea pe care o merită, de fapt. Ok. Și ce ar trebui să facă un om implicat în politică? Ai, cum vezi tu implicarea asta în politică? Pentru că îmi spuneai de cei 70%, marea masă mută, care nu au votat într-adevăr la alegerile de acum aproape un an de zile. Păi cu cine? În primul rând cu cine? Pentru că ar fi fost mai vocal dacă s-ar fi dus să voteze și să anuleze votul. Pentru că așa pot fi foarte ușor confundați cei care poate n-au avut cu cine vota cu cei pe care oricum ne-ar fi interesat subiectul. Da, dar ți-am spus, manipularea ordinară a mediocrității este să înlăture cât mai multă masă votantă din România. Asta vor, să te înlăture, să zici că nu merită nici măcar să mă deplasez pentru om, pentru nenorociții ăștia, pentru oricum îi numești. Păi doare, deci abia așteaptă să fie numiți nenorociți. Abia așteaptă ca tu să nu te deplasezi pentru ei, pentru că asta îi ține în viață. Cancerul așa este ținut în viață. Eu cu ce mă lupt? Cu aceeași putere a încercării de a face bine prin a dărui bucurie. Bucuria cine ți-o poate dărui în cadrul unui stat și a politicii? Oamenii potriviți cu experiență, ca de exemplu, fiii mea, alt copil care a studiat acolo și nu s-a mai întors, alt ăsta de nu e băgat în seamă și marginalizat și care să preia din nou conducerea instituției astea anumite stat pe care deocamdată ne-am ales-o să ne conducă. Când vom face anarhie, nu mai avem nevoie de stat. Până atunci avem nevoie de stat ca să funcționăm. Asta, platforma de merit, nu, asta își dorește. Am făcut prima platformă, va fi open source. E clar că o voi lansa în dezbatere publică, va fi, dacă există vreun partid parlamentar la ora actuală care vrea să o îmbrățișeze, aș fi cel mai fericit. Nici n-ar mai trebui să lupt eu să fac partidul. Bine, mi-a ieșit partidul, dar nu mă interesează, știi, deocamdată. Ok. Pentru că nu este o platforma mea, este platforma viselor mele, de fapt. Fiind open source, la ce se referă? E primul
partid care o va îmbrățișa va fi primul partid open source din România. Care va spune așa, ok, 70%, nu vă mai simțiți reprezentați și sunt perfect de acord cu voi. Numiți pe cineva pentru care v-ați deplasa la vot pentru următoarele poziții. Și dau acolo toate pozițiile care există. Uite, dacă cunoști pe un om pe care îl stimezi și pe care zici, bă, eu pentru ăsta aș ieși, eu vorbesc cu el, mă duc acolo ca formațiune politică sau ce sunt eu sau ce reprezentant sunt eu și zic, bă, uite, niște oameni te vor pe tine datorită CV-ului tău social și profesional, că ai făcut ceva și reprezinți ceva cu ce faci tu în comunitatea ta sau în breazla ta. Dacă omul nu vrea, tu ca partid sau ca mișcare de merit, ești dator să pui două sau trei opțiuni pe masa oamenilor. Să zici, bă, dacă, uite, omul n-a vrut, că, uite, are probleme în familie, nu vrea el, n-are încredere, nu știu. Spă, uite, vin cu ceva similar, uite, ăsta. Îi publici CV-ul social, îi publici CV-ul profesional și zici, uite, vi-l las în dezbatere, îl dai la presă, îl dai la asta, asta înseamnă un partid open source și asta voi face eu. Foarte tare. O platformă de partid open source pe care, ți-am spus, repet, dacă vreunul din partidele actualmente parlamentare, deși nu cred că PSD-ul sau PNL-ul sunt în stare să îmbrățișeze, iar cu USR-ul nu vreau să vorbesc cu comuniștii, îmbrățișeze asta, dacă niciunul nu va îmbrățișa platforma de merit, o voi continua pentru că am făcut actele pentru partid politic, a ieșit și asta, o voi continua cu partidul politic Mișcarea Merit. Dar dacă Mișcarea Merit deja va fi îmbrățișată de un eventual, nu știu, nu fac speranțe prea mari, eventual, dacă vreunii din ăștia nu sunt suficient de gâște încât să înțeleagă că așa nu merge pentru copiilor, nu pentru mine, Mugur Mihescu. Dacă asta o pun pe masa tuturor oamenilor din țara asta, pas fraților, eu, Mugur Mihescu, vreau să pescuiesc și să joc golf. Dacă va fi să joc și pe terenul politicii, voi juca și pe terenul politicii, acolo unde mă voi pricepe. Te pus să joci golf cu Iohannis. Iohannis nici nu auzise de golf când jucam eu. M-am apucat de golf. Iohannis e mic copil și... De asta că știu că îi scrisesem Ivonei și o rugasem să-mi dea numărul tău și mi-a spus că să-i scrie înainte că cel mai probabil acum e la golf. Mm-hmm. Și atunci am crezut că e o glumă, ceva, că tocmai apăruseră glumele cu Iohannis și golful. Joc din 2000 golf. Ok. Înțelegi? Dar unde se joacă golf în România? Se juca la Clubul Diplomatic, aici am început, un maidan frumos, drăguț. Aici spre Băneasa? Asta e exact lângă noi, aici, Clubul Diplomatic. Ok. Aici erau 6 găuri unde am învățat golf, m-a prins. Mi-a plăcut că jucam Tiger Woods pe PlayStation și era atât de complex jocul și m-a intrigat. Eu care când vedeam golf la televizor în anii 90, schimbam canalul urgent. Mm-hmm. Pentru că mă plictisea de moarte. Deci mă găseam ceva mai plictisitor decât golful. Până am luat acest joc, a apăruse Tiger Woods, auzisem și eu de Tiger Woods, am luat jocul pe PlayStation, am văzut cât de complex e. Și am filmat o reclamă la Clubul Diplomaților, erau doi acolo, dar zice, nu vrei să încerci cu aia? Și când am pus crosa în mână, nu m-am mai deschis ideea. Da. Atât e de greu, de frumos și de accesibil. Lumea, asta cât costă, numai elitele. Deci nu e chiar atât de deplasată declarația asta, deci, lui Iohannis, nu? Costă de vreo 10 ori mai puțin ca tenisul, de exemplu. Îți dau un exemplu. Ca să ai un echipament de golf, poți să începi orice de asta de golf, undeva cu 200 de euro. Adică ce mă costă? Crosa, până la urmă, urmă. Crosele, și o mânușă. Crosele, mânușa, mingile, te costă undeva la 200 de euro să începi. Dar poți merge așa cu plovărul ăsta și să joci golf bine, nu? Nu în orice îmbrăcat. Este o etichetă a jucătorului de golf. Nu poți merge în trailing okay. Și în Adidas și în jlapi. Deci nu se poate așa? Nu prea. Și cum ar trebui să mă îmbrac dacă ar trebui să mă duc la golf acum? Bă, ceva cu lanț. Să ai lanț și mare firmă pe piept. Ok, deci trebuie să se vadă totuși valoarea când mă duc nu, acolo. Nu valoarea, o etichetă. Nu cere nimeni să pui brandul pe tine. Ok. Să ai un plover cu guleraș, să nu ai izmene pe tine, să ai și tu un pantalon drăguț, elegant, adică un puțin respect. Un respect față de celălalt de lângă tine și de natură, până la urmă. Și cine sunt oamenii cu care te duci tu să joci golf? Când merg în străinătate, sunt așa.
copii, părinți, oameni care vin de la serviciu să opresc pe teren în drum spre casă să se miște, să facă o mișcare, bătrâni, pensionari, bătrâni nepensionari, nu există o categorie de oameni care joacă golf, cel puțin în străinătate. Este un sport de masă. Este un sport care poți, prin care poți să faci mișcare, să te plimbi, să faci atâția aia, ai aplicația aia de pași pe zi. Tu te acolo și eu doar acum o săptămână am făcut 30.000 de pași, ca să înțelegi. Lumea, o, dar cum te menții? Păi 30.000 de pași într-o zi, ești nebun la cabine, acum am întindere musculară, ai văzut? Și se ține cracul Uleana. Cracul Uleana, da. Gleznă subțire, frate. Da. Înțeleg? Și este total accesibil, adică ți iei o crăsă cu tine, ți iei două mingi și începi să te plimbi și dai într-o minge. Mai vorbești cu un prieten, faci caterincă, te oprești la sfârșit, te duci acasă sau bei o bere, that's it. Adică este foarte, foarte, foarte ușor. Dar n-aveam avut infrastructură, știi? Asta e problema aici. Păi asta urma să te întreb, unde ai mai jucat golf în afară de Clubul Diplomaților? Păi jucai la Breaza când era Maidanul de la Breaza, acum după ce s-a deschis mai jucai la Pianu când era Maidanul de la Pianu, acum între timp Pianu a devenit un teren cât de cât ok la standarde, e Teodora la Alba Iulia, cât de cât ok la standarde. De l-am auzit. La anul se deschide în sfârșit primul teren de golf din România, teren în de adevărată accepțiunea cuvântului. La Tâncăbești, da, la Tâncăbești. Nu, cu real estate va avea bine în perioada următoare. Dar la anul, în septembrie, vom beneficia de primul teren, așa cum sunt terenurile de golf din străinătate, primul teren, cu adevărat teren de golf în România. Până acum mergeam la bulgari, care au trei terenuri, unul lângă celălalt până în Balcic. A, aici, pe litoral. Da. Eu la Turcia am văzut prima dată golf, în resorturile alea prin Antalya. Da, da, da. Acolo sunt vreo 18 terenuri, unul lângă altul. Foarte tare, foarte tare. Uh-huh. Chiar sunt și resorturi, știu, în Turcia, care chiar așa se numesc, țin cuvântul golf în titlu. E, cum, golf, resort și așa mai departe. Da, pentru că lumea civilizată a înțeles că este un mijloc foarte la îndemână de a te menține sănătos în aer liber și a umbla, a face ceva mișcare, să nu stai doar în fața... Dar tu alte sporturi ai mai practicat? Că la un moment dat, țin minte, da, că te văzusem la televizor, era o dispută despre centru vechi undeva prin 2010, ceva de genul ăsta. Whatever. Și eu sunt foarte fixist cu datele ca memorie de aia de elefant, ceea ce e și bine și rău, că țin minte și lucrurile pe care vreau să le uit. Dar mi-aduc aminte că erai la, cred că la Realitatea TV, pe vremea respectivă nu era, România nici nu exista, și era prima dată când te văzusem în tricou și erai destul de fit pentru accepțiunea pe care aveam eu despre Garcia sau despre Leana, adică nu te vedeam în civil prea des. Da. Și de atunci m-am gândit că... Sportul în liceu am făcut. Ok. După care în facultate am făcut. După care când am dat de bunăstare am crezut, eu fiind un copil care a murit de foame când era mic, am crezut că rezolvarea tuturor frustrărilor mele este să mănânc cât mai mult mădăviare și ciorbă de burtă. Și am ajuns la 84 de kilograme de la un băiat care în liceu avea 58. Pe aici era o problemă. Și până m-am uitat într-o zi, spectacolele le aveam cu cele 80 de kilograme pe mine și m-am uitat într-o zi în oglindă și am zis, ori tu, ori eu. Oiță, avem o problemă, ori tu, ori eu. Știi? Și a fost ori eu. Ok. Și cum te-ai apucat să slăbești atunci? Ce ai făcut? Te-ai abținut de la mâncare sau te-ai apucat Da, mi-am făcut un regim disociat și am slăbit 17 kg în două luni. Mamă, tare! Da. Foarte tare. Și de atunci n-ai mai avut niciodată probleme cu greutatea, nu? Da, mai avut. Cum văd că pun 2 kg, ies la iarbă verde. Dă-te, când spuneai de asta cu faptul că atunci când ai dat de bunăstare, ai început să mănânci foarte mult. Bă, frate, tu înțelege că am trăit într-o negură. Oamenii ăștia neomarxiștii și copiii ăștia care îmbrățișează o travă asta, ei nu realizează ce a fost. Tu gândește-te un lucru. Când au venit primele ajutoare în România, în puii mei, în anii în 89, atunci la Revoluție, okay, eu păzeam ajutoarele, că eram cu arma în mână, cu Comitetul Salvării Frontului, ce eram noi pe atunci. Bă, tu înțelegi că am luat o bomboană dintre aia care mirosea a căpșună și am mâncat-o și am făcut clăbuci că era săpun? E de râs, nu? Nu e de râs. Ba da, e de râs, mă, pentru tine. Pentru mine, da, e de da, râs. Da, e de râs. Da. Copiii ăștia, așa, de vârsta asta, să gândesc ce am trăit noi și de ce am vrut să scăpăm și acum asta își doresc. Negura aia a omului ținut pe același palier de gândire, pe același politică, pe același
lucru în care nu cerceta mai mult decât ți se spune. Nu vorbi mai mult decât crezi. E de râs. Într-adevăr, și eu am râs și râd acum de mine cât de prost eram. Că am putut să mănânc un săpun până am făcut clăbuci. Mi se pare amuzant felul cum ai povestit-o și faptul că ai prezentat-o ca fiind o bomboană. Aia mi se pare amuzant. Pentru că asta am crezut, dragul meu. Okay. Atâta deschidere aveam eu. Atâta ți se spunea că trebuie să faci, să te gândești și așa trebuie să acționezi, că toți suntem omul nou, încât la asta ajungi. Și acum noi râdem și eu râd de ăla care eram, dar cu un ochi râd și cu unul plâng când îmi dau seama că unii care habar n-au ce era atunci, filozofează. Băgați-vă mințile în cap, că o să mâncați săpun, faceți clăbuci și nu știți pe urmă de unde vi se trage. Și asta am pățit eu pe pielea mea. Asta cu mâncarea cel puțin și cu lipsurile din perioada respectivă, cred că se resimt foarte tare și la oamenii din zilele noastre, la cei care au prins, conștienți fiind epoca despre care tu vorbești. Pentru că, spre exemplu, chiar și la începutul pandemiei, când se dădeau primele știri cum că vine virusul peste noi, da, și că în afară, uite, carantină și așa mai departe, oamenii năvăleau să-și cumpere mâncare și hârtie igienică. Adică aveau tot, e o apucătură similară cu... E o paranoia mondială, asta nu e doar la oamenii care au trăit în comunism, nu, e o paranoia mondială. Am prins dintre astea de Black Friday sau de... Crezi că în America a fost altfel, la Freedom. No, la fel au golit ca termitele rafturile. Pentru că au fost manipulați sub ultimul grad de manipulare care poate să existe. Au indus frica că gata, o să murim. Când totul este, ne gândim cum să ne prelungim viața, că noi suntem centrul universului, societățile bogate, noi am inventat tot, noi am, nu voi mă, voi n-ați inventat nimic. Ăia care au gândit au inventat, ăia care s-au lovit de greutăți au inventat, alte generații bă, care au murit pentru treburile astea și au murit pentru națiuni puternice, voi nu faceți decât să goliți rafturile de hârtie igienică, mă. Asta faceți voi, pansiorilor. Înțelegi? Aia fac ei, sunt golitori de rafturi de hârtie igienică. Noi am făcut aici, noi am ajuns. Nu, voi n-ați făcut nimic, voi ați consumat hârtie igienică. Adică, respectiv, viața voastră v-ați foarte mult. Mie mi se pare paradoxală și treaba asta. Asta ați făcut voi în viața voastră. V-ați scăcat foarte mult de v-a trebuit rafturi întregi de hârtie igienică. La știți când vine să vă spălați sau să vă ștergeți cu frunza, ca mine în copilărie, de exemplu. Stau în exemplu. Nu că ar fi bine. Asta a fost pentru voi esența societății pentru care, nu voi, voi n-ați luptat deloc, absolut deloc. Alții au luptat pentru ea. Voi asta ați înțeles din ce au creat ea ca societate, să consumați hârtie igienică. Asta mi se pare foarte tare. În primul și în primul rând e paradoxul ăla de a-ți cumpăra hârtie igienică fără să cumperi de mâncare. Păi nu, că au golit și au rupt conservele, că vine apocalipsa. Și dar de ce ori fi făcut asta? Adică ca să moară ultimii sau cum? N-am înțeles. Adică dacă tot venea, dacă era carcalacul ăla așa cum îl prezentau bezmetici ăștia ai apocalipsei, că e carcalacul care ne omoară pe toți, adică mai scăpa vreunul sau cum? Sau scăpai cu frigiderul și cu burta plină? Pe aia e că adică îi se băga un bunker. Un bunker care virusul nu intră în bunker, că zice, aoleu, e bunkerul ăsta, să moară mama aici. Oai, hai să plecăm, hai că îl prindem pe vreunul. Uite, unul cu mașină, hai că la ăla e mai ușor. Dar asta are bunker, frate, nu. Are și conserva, îl păzește conserva și hârtie. Oleu, are hârtie igienică, nu, asta n-avem nicio șansă la el. Cât de cretin să fii, cât de cretin, știi? Adică, și pe urmă tu te apuci și judeci și lansezi panseuri. Și pui dintre alea citate. Deci aceiași oameni care goleau magazine puneau citate pe urmă din nu știu ce scriitor, le-a marcat lor viața. Asta din ce stăteau pe tonele de hârtie igienică, știi? Să ce aveai acolo pe hârtie igienică. Tu mă crezi că n-am cumpărat mai mult de o pâine niciodată? Dacă o găseam. Și când îi vedeam pe aia cum se iau la omor, nu venea să cred unde, la ce paranoia au fost aduși. Păi da, chestiile astea eu cred că vin din mai multe direcții, nu cred că vin doar din frica de virus care era la început. Pentru că eu recunosc, deci la începutul pandemiei am fost și eu foarte speriat, pentru că eu sunt foarte ipohondru. Da. Și m-am gândit că mă prinde ăsta, stai să vezi, febră de alea, nasoale, nu m-am gândit că mor.
Da, zic că e nasoală în orice caz. E și, ceva nașpa. Și gripele pe care le-am avut eu în toată viața au fost nasoale. Chiar au fost nasoale. Înțeleg că oamenii mor, da. E o tragedie că moare un om, știi? Dar de-a lungul existenței noastre au murit foarte mulți oameni, știi? Și nu suntem prima generație născută de nemuritori. Nu există așa ceva. Da, nu există. Asta e limpede. Bine, important e să nu murim ca proștii. Asta ce înseamnă ca prost? Adică ăla, cumva ăla care a murit ultimul, când s-a, înainte de a se încheia războiul al doilea, ultimul soldat român a murit ca prostul? Adică dacă zicea, a, stai bă că aproape s-a încheiat, trebuie mai bine pleca acasă decât să... ăla a murit ca prostul? Nu, nu, categoric nu. Îți vine să râși la asta, normal, e normal. Nu, e funny și felul cum le spui, adică... Da, păi este funny, dar... Ce înseamnă să mor ca prost? Deci dacă nu, mor, știu, mor. Mi se pare că, uite, de exemplu, fumând, am toate șansele să mor ca prostul. Și eu sunt fumător. Așa, și deci eu la fel. Deci consider că și... foarte prost făcând chestia asta. Eu despre mine. Mă, băiatule, este vorba despre... E clar că îți mărești riscul de a crăpa. Dar depinde de factorii tăi genetici, de cât felul de viață, de... medical, de o mulțime de alți factori depinde. E clar că îți pui acolo ce... Dar hai să spun ceva. La un moment dat o să înveți să o faci și pe asta. E ultimul lucru pe care îl înveți în viață. Să mori. Să mori, da. Da. O să înveți. Nu începe societatea cu tine, nu se termină cu tine. Universul nu începe cu tine, nu se termină cu tine. Egocentrismul ăsta actual, bazat că dacă sunt bogat înseamnă că eu și că trebuie, că am destinul, că fără mine nu se poate, e bine. Dar voi să spun un secret. Se poate și fără tine și fără mine, fără... Se poate fără absolut oricine. Nimeni nu e buricul universului. Toți au început să creadă că fără ei universul nu există, karma, Kama Sutra, nu. Hei, treziți-vă, Avatarul, Hollywoodul, prea multe filme. Nu. Contezi doar, și tu contezi în viață doar prin ce lași după tine și cum trăiești, calitatea vieții pe care o ai. Aia contează. Calitatea vieții, cum ai trăit. Bă, cât a fost? 54, 104, 25, 37? Când îți vine săcurea, ți-a venit securea. Nu mai e problema ta, e problema lor la care te groapă. De asta, când o să crăm, nu mai e problema mea. Să fie problema voastră, fraierul. Deci eu am murit ca prost, dar voi ce sunteți? Că voi mă faceți. Voi mă jeliți, voi mă duceți, împachetează, eu stau. Eventual mă uit de deasupra. Dacă o fi, dacă nu o fi, mă uit de dedesubt. Dacă nu, din lateral. Cumva, cumva. Sau dacă nu mă uit deloc, nu mă uit deloc. Voi sunteți proști. A început și s-a terminat universul cu mine? Nu. Nu, no, a, karma, eu. Fără mine, mai aveam atâtea de făcut. Și care? Când mai e să spui că mai avea atâtea de făcut, de oricum da, ești mort. Da, mai ține-mă acum, că eu mai am planuri în viață, nu. What the fuck? Nu se termină specia cu tine? Universul cu tine, nu. Nu, eu am un prieten care și-a înscenat moartea. Adică și-a s-a dus la ziar, da. Și a dat anunț că e mort. Da. După care s-a dus și a organizat un parastas. Și oamenii s-au strâns acolo să-l pomenească, să-l jelească, dar n-a văzut nimeni mortul, că nici n-aveau ce mort să vadă. Da. Și a apărut și el la parastas la un moment dat, ca să vadă care e reacția oamenilor. Și zic că am vrut să vă și eu să văd cine mă iubește, cine mănâncă, cine vine în picioare. Păi nu știu, e vorba aia despre morți numai de bine, știi? Tu ai vrea să-ți vezi, să vezi ce se întâmplă după ce mori tu? Păi de ce? Ca să mă am iar probleme? Să mă gândesc chiar, aoleo, că nu știu ce. Dar poate o să văd, sau poate o să văd, poate, nu știu. Devii formă de energie, știi, că eu crezând în știință, cred în conservarea informației, așa cum ai, dacă ai zis că ai ascultat și la Denis, am spus și acolo despre conservarea informației. Suntem o formă de informație, că voi fi amestecat, voi fi undeva pe holograma universului sau ce vreau să-mi închipui acum în paranoia mea, de asta vârtejul ăsta de închipuiri, de... e treaba mea, dar ideea este că e o lege a fizicii. Cumva informația pe care am lăsat-o va exista într-o lume fără că să aibă nevoie de timp. Noi dacă raportăm totul la timp, viața noastră, valorile noastre sunt raportate la timp. Nu am avut timp să fac ceea ce mi-am dorit. Nu acum, pentru că aș mai avea atât de multe de făcut, deci îmi trebuie timp. Bă, oameni buni, nu există timp. Nu există timp. Timpul vi-l definiți voi în gârgăunii voștri. Contează în chestiunea asta între naștere și moarte ce, Doamne iartă-mă, faci și lași după tine ca informații.
cum ai trăit tu? Ce ai lăsat după tine? Bă, te mai vorbește cineva după aia? Îți rămâne informația în memoria colectivă sau în, printr-o rotiță cât de mică acolo să rămână prin ceea ce faci. Atât, este tot ce contează. Restul, o să uite lumea la mine pe YouTube, ce tânăr era, uite, zici că e viu. Uite-te la el, zici că e viu. Asta este. De ce să-mi fie frică de moarte sau de asta? Nu mai e problema mea după aia. Da, e problema celor dragi. Aș vrea să trăiesc cât se poate, da, aș vrea să trăiesc, da, cu o calitate a vieții, să nu mă piși iar pe mine când eram copil, că bătrânețea vine cu de astea. Păi tot ciclicitate. E, da, 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 bătrânețea este o boală, o boală celulară, o degenerare celulară. Dacă vom reuși să o înfrângem cumva și cât ți-ai spanul ăla să te duci cât mai mult, da, dar deocamdată nu suntem acolo. Și deocamdată nu contezi ca individ. Mm-hmm. Contezi ca specie și atât. Nu ești tu buricul universului. Uite că spuneai de calitatea vieții. Da. Și că e important și felul cum trăiești, nu doar să trăiești. Păi normal. Simplu. Ce te face pe tine fericit într-o zi normală? Păi depinde de fiecare perioadă a vieții prin care a trecut. Că una mă făcea fericit la 18 ani, alta mă făcea fericit la 25, alta la 45, alta la 54. Ce te bucura la 25 de ani? Eu vreau să fac comparația cu mine și cu cei de vârsta mea. Bă, la 25 de ani deja mă bucura că pot să mănânc. Ok. Și că îmi permis salam de Sibiu, dar nu și îmi permiteau decât membrii de partid sau șmecherii din București. Înțelegi? Și mă dubioare și ciorbă de burtă. Înțelegi? Eu care băleam și plângeam de foame, că mi-era foame. Și acum ce te bucură? Acum? Multe lucruri mă bucură. Mă bucură când pot să stau cu prietenii să joc golf. Mă bucură când am timp de mine să pescuiesc și prind pește și dau drumul, că eu dau drumul la pește. Ce pescuiesc sportiv? Dar nu mai găsesc nicio fericire. Și autoritățile mai dau drumul la pește. Da, la curve nu dau drumul, la pește. Tot pește mai dau drumul, da. Le mai aduc înapoi câteodată. Da, fac multe lucruri. Un film bun mă face fericit, pentru că văd că imaginația e într-adevăr cea mai mare forță a noastră ca ființe. O poveste spusă frumos mă face fericit, mă face să plâng, mă face să mă trece prin stări și îmi dau drumul, mă exteriorizez. Sunt un om care mă exteriorizez foarte mult, nu mă vadă ăștia că plâng. Dacă simt că plâng, dacă mi-e somn, dorm, adică sunt animal. Asta mi se pare că e foarte, foarte important, apropo de calitatea vieții. Să nu ne mai punem frâne de astea, știi? Eu niciodată n-am suportat treaba asta, bă, să nu mă vadă ăștia că plâng. Da. Nu-mi spune ce te doare, că o să-ți cunoască slăbiciunile. Și ai grijă cum vorbești, ca nu cumva să vorbești ceea ce gândești, pentru că nu e politically correct. Pe asta mi se pare oarecum paradoxal, știi, că de la sloganul ăla ProTV-ului pe care eu l-au avut ani de zile cu gândește liber, să ajung în punctul în care trebuie să mă gândesc dacă e corect ce gândesc. Da, da, da. E ușor paradoxal. Exact. Pentru că eu, de exemplu, pot să accept orice fel de părere. Adică pot să accept fiecare să facă ce vrea. Atâta vreme cât nu mă afectează pe mine sau nu afectează societatea în mod direct, fiecare poate să facă ce vrea. Dacă nu încalcă legi, dacă nu, nu știu, dacă nu contravine unor principii de bun simț minime, fiecare poate să facă ce vrea. Atâta lucru, mă. Nu face, mă, rău. Nu face rău. N-am nicio treabă cu tine, știu că zâmbești, iubești, nu mă interesează ce culoare a pielii ești, nu mă interesează ce pielea culorii mele ești. Mă interesează, mă, ești om, da, există niște valori umane. Acele elemente minime de bun simț, de bună creștere, de bună educație. Ce treabă am eu cu tine, mă? Ce treabă trebuie să urlu să asta, că ești tu diferit față de mine? Care-i problema ta, mă, seama mea? Vezi-mă de treaba ta, de ce știi tu să faci, lasă ceva după tine, nu mă pune pe mine, mă, frate, să dărâm statuile, să-mi reneg istoria, pentru că care istorie m-a făcut, așa am ajuns aici, că vrea mușchiul tău, că te simți tu ofensat că acum 7000 de ani s-au întâmplat niște chestii. Bă, dar și eu mă simt ofensat și vreau să protestez împotriva bacteriilor, mă, de exemplu. Că au ucis nu știu ce animal acum. Ce treabă am eu? Ia numai că bacteriile nu se află, că tu protestat împotriva lor. Da, ideea este, bă, cum am ajuns aici, mă?
să învățăm din lecțiile istoriei, nu să o denaturăm, nu să o rescriem cum ne convine. Că pe urmă, în 200 de ani să nască alții care or să zică și aia, bă, nu contează, nu mă interesează, mă, pe mine ce au construit ăștia blocurile. Dărmăm toate blocurile, bă. Bă, dărmăm statuile, bă. Bă, dărmăm, suntem talibani, bă. Înțelegi că așa vrem noi acum. Scriem noi istoria. Mm-hmm. Bă, pe bune. Știi, tu să și accepți. Știi ce mă sperie pe mine foarte tare? Pentru că nu văd nici de cum o idee de acceptare, ci o văd chiar un pas înapoi în lupta pentru reala acceptarea oamenilor între ei, în felul în care sunt și în felul în care simt să se poarte și să iubească și să creadă și să trăiască și așa mai departe. Faptul că se, vorba ta, se rescrie oarecum istoria. Adică ajunge albă ca zăpada, să fie jucată de o, pe, de o femeie de culoare. Încep să fii categorisit și da, adică nu, care ideea? Mă, ca și cum Garci ar fi jucat din nou cu păr. Dar nu contează, mă, inventează-mă altceva, inventează o poveste frumoasă, inventează ceva frumos. Nu mă pune, mă, să... Nu mă pune, mă, să îmi neg istoria, să neg ce s-a întâmplat. Înțeleg ce s-a întâmplat. Dar totuși suntem aici, în epoca asta, în care nu se mai întâmplă lucrurile astea. Mm-hmm. Uite, acum am găsit o știre pe care o văzusem acum vreo săptămână. Zice așa, nou Superman va fi bisexual, el se va îndrăgosti tot de un reporter, dar bărbat. Asta e o prostie. Bine, e un haz de necaz, dar din nefericire are un dram de adevăr, pentru că noi, din nou, există o tiranie a majorității. Bă, nu am nimic cu tine, cu acceptabilitatea ta. Dar nu mă ofensa spunându-mi că asta e o regulă generală să fiu minoritar. Nu. Indiferent ce fel de minoritate ești. Că ești minoritate de orice fel. Dar nu mă interesează. Ești minoritate. Te accept așa cum ești, pentru că ești diferit și diferențierea face lucrurile frumoase. Pentru că suntem diferiți. Mm-hmm. Suntem frumoși că suntem diferiți. Bă, dar nu veni ostentativ în fața mea și mi-impune mie să fiu ca tine sau să spun eu despre tine că e normal așa. Pentru că eu am alte gândire. Fără să te jignesc pe tine, fără să te împing pe tine pe scări, fără să-ți interzic dreptul la muncă, dreptul la ce vrei tu. Uh-huh. Bă, dar nu veni ostentativ să mă aia pe mine la creier, să mă bați la cap în fiecare zi, că știu că existi, n-am nimic cu tine, nu-ți face nimeni niciun rău. Bă, da, lasă-mă în pace, lasă-mă să trăiesc. Înțelege că tu ești minoritatea, nu eu. Mm-hmm. Deci dacă aș fi eu minoritatea, mi-aș accepta statutul de minoritate. Dar tu, ca să mă duci către zona de a-i spune copilului meu că la 4 ani tu poți să fii ce vrei tu, bărbat sau fetiță, te rog să mă crezi că ți-iau capul. Și pe bune, las la o parte orice politică li corect și orice asta de a face rău. Dacă tu vrei pe copilul meu, ca și copilului meu să-i spun la 4 ani tu poți să-ți alegi ce sex ai tu, eu mă duc la tine și ți-au capul. Pe românești. Deci mă duc și îți dau cu ceva în cap. Uh-huh. Nu e incitare la violență, este doar o, vreau să înțeleagă lumea, că este o chestiune pur ipotetică. Este o distopie, hai să o numim așa, pe care, ca orice distopie, n-aș vrea să o trăiesc. Dar dacă vreodată facem un exercițiu de imaginație, mm-hmm, s-ar întâmpla asta și eu aș trăi într-o lume în care ar trebui să-i spun nepotului meu sau nepoatei mele că tu la 4 ani ți alegi ce vrei să fii, băiețel sau fetiță, eu m-aș duce la ăla care a zis asta și i-aș da cu toporul în cap. Imaginație. Da, sunt filme horror, de groază, dar nu... Stai, imaginați. Uite, mie mi se pare tare că tu spui lucrurile astea pe care le gândești. În primul și în primul rând, eu am urmărit multe interviuri pe care tu le-ai dat. Și ți se pare că n-am spus ce gândesc? Sau? Ba da, tocmai de asta vorbesc. Mi se pare foarte tare că ești unul dintre oamenii care spun asumat părerile pe care le au. Ca să fie clar, în toată perioada asta cu virusul, spre exemplu, tu ai avut foarte multe intervenții în care nu te-am auzit niciodată militând împotriva vaccinului. Păi eu m-am vaccinat, mă, martie m-am vaccinat, okay. Da, am 2 doze, mi-ajunge, oamenii zic că și-o fac pe a treia, faceți-o, eu nu simt nevoia, că cred că sunt ok din punctul ăsta de vedere imunitar,
Și OMS-ul a zis acum că doza a treia e recomandată doar celor care se simt cu sistemul imunitar slăbit sau știu că au comorbidități. Foarte bine. Nu i-a sfătuit nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze. Dar am luat atitudine în tot ce înseamnă apărarea libertății individuale. Ok. Nu și atunci de ce oamenii te categorisesc ca fiind anti-vaxxer? Cine mă categorisește? Cei uite, care vor să te denigreze. Ok. Oamenii care au deja concluzia trasă înainte de a se documenta. Oameni superficiali. Mm-hmm. Pentru că am văzut, spre exemplu, chiar duminica asta, da. Noi tragem joi, azi când tragem este joi, 21 octombrie, da. Și am văzut duminică, am văzut și pe internet, ulterior foarte viralizat materialul cu pricina, la podcastul Acasă la Măruță a venit Mihai Bendeac și la un moment dat dăduse un exemplu de antivacciniști și de oameni care transmit mesaje în spațiu public împotriva vaccinului. Cine a dat pe exemplu? Exemplu ăsta. Mihai Bendeac spunea la un moment dat că se duc că o să rămână în viață numai Mugur Mihăiescu și Șoșoacă, se duc că se reproducă în țările nordice și să creeze o nouă civilizație. Și mie mi se pare oarecum greșit ca tu să fii în aceeași barcă cu Șoșoacă. Exemplu de lipsă de gândire sau de a nu te informa înainte de a vorbi. Știi, când te ia gura pe dinainte, și mie mi se mai întâmplă să mă ia gura pe dinainte, pe urmă îmi retrag cuvintele. Știi? Se întâmplă. A avut o scăpare, bănuiesc, sper. Dacă nu, înseamnă că n-a înțeles nimic. Dar nu cred că nu e băiat prost Bendeac. Dar bănuiesc că după ce am fost categorisit pe toate mediile că dacă ești să aperi libertăți fundamentale, ești categorisit, băgat repede într-o categorie caghebist, pesedist, nazist, antivaccinist, radical, naționalist, ceva orice ca să te denigreze. Pentru că asta este stilul prostiei, stilul mediocrilor, stilul proștilor. Okay. Stilul proștilor este să te denigreze, ei nu stau să-ți asculte ideile. Ei stau să dărâme oamenii, nu ideile lor, că ideile n-au cum să le dărâme, că sunt prea puternice, știi? Și atunci când nu dărâm ideea, încerc să omor om. Și eu le-am mai spus într-un interviu, bă, oamenii mor, ideile niciodată. Ori eu, spre deosebire de ei, ți-am zis, am și supragât. N-am făcut altceva decât să militez pentru tot ce înseamnă dreptul fundamental al omului. Și pentru dreptul de, dacă tai, pune ceva în loc înainte de a tăia. Ok. Asta. N-am ieșit în piață atunci de m-au făcut caghebist, securist, că mi-am turnat colegii, că, deci toate rahaturile lumii. Când am ieșit atunci în piață, am spus un singur lucru. Bă, când tu vrei să închizi un milion de oameni, mă, cum au făcut ceilalți? N-am nimic împotriva ta, mă. Închide-i, mă, cum au închis în Anglia pub-urile și asta. Da, le-au închis. În momentul în care le-au închis, în momentul T+1, le-au intrat bani în buzunar. Da, da, da. Da. Aici pot să confirm că știu oameni pentru de acolo. Pentru că trebuie să trăiască oamenii. Vom închide aceasta și vom face și vom închide și trebuie să muriți 1000 de oameni și nu o să vă dăm nimic și nu ne-am gândit ce să facem și nu ne interesează la orice suspiciune că strănuți te băgăm în spital și îți confiscăm mașina pentru că e infestată. Deci aia era paranoia din 11 august. Mm-hmm. Sau cât a fost atunci? În august. Mm-hmm. O adevăr august. Nu știu cât era. O adevăr august. Pentru asta m-au făcut antivaccinistul. Deci cumva ca să mă denigreze. Bine, prima dată erai conspiraționist pentru că chipurile nu credeai în virus. Deloc și nici în pământul plat pentru mine și alte de-astea. Deci, oamenii oricum să denigreze omul, nu ideile, pentru că trebuie să-ți deturneze atenția de la ce spune omul ăla și să-i analizezi ideile, să zici, bă, sunt bune sau sunt rele. Și atunci repede caută activitate de tip SRI. SRI, securitate. Mm-hmm. La ora actuală. Și ei asta au făcut. Deci, practic, tu de la începutul acestei chestiuni în care ai devenit într-adevăr vizibil, pentru că eu țin minte și perfect momentul în care ai devenit vizibil, a fost un interviu pe care l-a acordat la un moment dat la Antena 3, în care povestea exact de măsurile astea care vizează strict domeniul Horeca, domeniul în care tu și activezi, având barurile din centrul vechi. Având la un moment dat 60 de angajați, având investiții de aproape 2 milioane de euro, bani adică pe care și ce ai făcut cu banii? Cum ai întors în societate? Păi bă, băule, care întrebi tu asta? Bă, cretin fără gât și fără cap.
Bă, cretinule, tu înțelegi că eu am investit 2 milioane înapoi în societate prin ce am făcut acolo? Ăia banii ăia, în loc să mă duc cu ei la Monaco și să filozofez de acolo, tu, individ fără gât și fără creier, tu înțelegi că ăia 2 milioane așa se întorc în societate? Făcând lucrurile așa prin investiții, prin crearea de locuri de muncă. Să ne spună ce a făcut cu banii lui de aia câștigat, de ce n-a lăsat și societății. Dar ce ai fi vrut, bă, boule, să ți dau ție? Ia-mă 1 milion din alea 2 și așa nu știi, mă, ce să faci cu ei. Înțelegi? Care este judecata lansată de pseudo-securiști și de securiști ca să te facă să nu gândești? Eu nu știu dacă e lansată neapărat de securiști, de pseudo-securiști. Părerea mea de pe margine că e lansată de proști. Crede-mă că știu ce spun. Ok. Ok, nu știu foarte multe din sfera asta, doar uitându-mă la oamenii care de obicei își dau cu părerea, își dau cu părerea necunoștință de cauză. Și pe mine asta chiar mă... Crede-mă că postacii sunt în slujba anumitor rețele, poate nu direct securistice, nu direct, dar acolo se termină, capul de linie acolo este. Ok. Da, asta într-adevăr rămâne de văzut. Cum crezi că ai putea să implementezi un politically correctness sau o societate de tipul ăsta totalitar fără un serviciu represiv care să fie în spate la butoane? Cum crezi? Există vreo societate totalitară categoric în istoria ta pe care ai învățat-o fără acele elemente din umbră represive care să te întoarcă? Categoric nu există, numai că eu mi-aduc aminte la fel, uite, citesc tot din Mugur Mihăiescu și Radu Petreanu, că nu știu cine a fost scenaristul la Garcea și Oltenii. Noi, Radu și Mugur. Nu știu cine a scris replica respectivă, e scena cu Daci când se luptă pe piatra, nu știu care, piatra filozofală, și la un moment dat se pierde. Nu iau nici romanii, nu iau nici Daci. Și moment în care e fața lui Leana care își dă jos halatul ăla de pe cap și se aude vocea lui Radu Petreanu care spune o vrajă mult mai puternică, am vins prostia omenească. Eu cred foarte mult în prostia omenească, adică îmi dau seama de foarte multe ori de cât de prost sunt eu. Au sesizat-o mulți de-a lungul vieții, dovadă și au și Creangă a scris prostia omenească și mulți au dedicat ode întregi prostiei omenești. Și știi că aici e și vorba de ceea ce vrei să auzi, că auzi ceea ce vrei să auzi. Eu, de exemplu, urmărind cu atenție toată treaba asta, cu atenție din ce punct de vedere? Am zis să văd, bă, totuși Mugur Mihăiescu, un om la care eu mă uit de când eram mic, vreau să văd și eu ce spune. Mă interesează, poate să vină Mugur Mihăiescu să-mi vorbească despre chibrite. Nu mă interesează, că nu am treabă chibritele, dar nici n-am gaz în casă. Dar mă uit că nu e Mugur Mihăiescu. Sigur, nu o să am cea mai mare încredere în el când vorbești despre asta, pentru că știu că nu îl recomandă nimic ca cu chibritele. Dar mă uit. Și atunci problema mea asta este că tu n-ai spus niciodată, cel puțin eu nu te-am auzit, să militezi împotriva vaccinului, dimpotrivă ai spus și ai declarat că te-ai vaccinat și niciodată n-ai venit să spui că, domnule, că nu, că asta nu, că nu există virusul ăsta, că e o conspirație mondială. Ci, dimpotrivă, tu ai avut alte probleme cu măsurile implementate, cu faptul că s-au implementat și cu prost atac, și așa mai departe. Cu atacul la adresa libertății de expresie și libertății asta fundamentale a libertăților alea individuale cu care te naști și trebuie să mori și trebuie să mori luptându-te pentru ele. Uh-huh. Cu asta am avut o problemă. Și uite, apropo de treaba asta cu vaccinul, tu de ce crezi că atât de puțin români s-au vaccinat și în străinătate se vaccinează într-un număr atât de mare? Nu știu. Crezi că e încrederea în autorități problema? În primul rând, da. Da. Acolo sistemele sunt funcționale cât de cât autoritățile statale de-a lungul timpurilor, indiferent că sunt degradate sau nedegradate ele ca autorități, ca persoane, le-au dat oamenilor impresia că societățile merg într-o direcție oarecum bună și că dispozițiile guvernamentale pot într-adevăr împinge într-o direcție bună, pentru că societățile noi așa funcționează, dar nu funcționează datorită stora de astăzi, dar funcționează datorită stora de acum vreo 30, 40, 50 de ani, când societățile astea vestice erau într-adevăr de tip așa democratic adevărat. Uh-huh.
Ok, și asta le-a dat încredere oamenilor că autoritățile în general au o anumită doză de competență, pentru că sistemele lor, școala, învățământul, sistemul sanitar, bla 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 bla, de bine de rău, sunt funcționale. La noi, când autoritatea Garcea își spune că să citești din Proust, nu prea îți vine să-i urmezi sfatul. Înțelegi? Și de asta atâția oameni nu au încredere în autoritate. Pentru că autoritatea ultimilor 20 de ani, 30 de ani, a dovedit că devine din proastă și mai proastă și mai proastă și mai proastă. Până o expulzezi și golești rafturile de hârtie igienică. Ca să revenim la o temă mai veche. Înțelegi? De asta nu s-au vaccinat. Pentru că dacă vedeau de-a lungul anilor că există o încredere, că exista încrederea asta care ar fi trebuit să existe până la un punct între stat și cetățean, probabil că erau acum 80% vaccinați. Ok. Așa. Da. Da, și aici, uite, de exemplu, îi dau dreptate întru totul lui Mihai Bendeac, tot în podcastul respectiv, spunea foarte clar că pe măsură ce se apropie cortina de fier, scade rata de vaccinare. Pentru că dacă ne uităm, cam toți vecinii noștri, în afară de Ungaria, care nici Ungaria nu stă strălucit la vaccinare, cam toți au problema asta. Adică și bulgarii și cei care nu sunt în Uniunea Europeană, Macedonia, Bosnia-Herzegovina și așa mai departe, Serbia, au un procentaj de vaccinare foarte scăzut. Deci cam aceeași problemă se reflectă și acolo. Asta este problema de neîncredere în instituții, adică în ultimii 30 de ani nu s-a creat o comuniune de asta între cetățean și instituțiile statului, ci mai ales, cel puțin în România, s-a adâncit total, ca o prăpastie. Uh-huh. Dovadă și numărul de 70% de mare masă mută, știi? Asta e problema la noi. Și plus, cine să comunice? Un prost care nu știe să vorbească. Mă, deci cât de idiot să fii să faci, vaccinează-te pentru că vom merge împreună la picnicuri și la... Mă, marea problemă, după ce ai făcut asta și ai vaccinat pe aia din oraș care înțeleg să meargă la picnic sau vacanțe și iau avionul să zbor în Caraibe sau în Turcia. Bă, dar la țară unde lumea nu se vaccinează, tu spui că nu mai zbori în Caraibe? Bă, cretinul dracu! Bă, cretinul dracu! Bă, dobitocule, mă! Tu așa vrei să convingi lumea să se vaccineze? De la țară lumea nu se spală pe dinți. Păi nu, a venit-o pe bunica aia, că poate așa învăț și eu nepoții din Italia și de asta. Mă, așa ai gândit-o tu, că își vede bunica nepoții din Italia, că pe bune. Pe bune. Adică... Aia să aibă bani să vină din Italia. Mulți factori care s-au adunat în explicarea acestui număr mic de nevaccinați. Mare de nevaccinați, pentru că asta e, da, acum uite, faptul că văd și în sfârșit că, bă, e o gripă nasoală asta, dacă nu te vaccinezi, s-ar putea, cu tot respectul, să o mierlești. Într-adevăr, este o gripă care e nenorocită, e o gripă nenorocită, asta este cea mai clară explicație. Sfatul meu și acum este, bă, frate, dacă vă știți că aveți probleme, că, în general, ăștia cu probleme, bă, frate, faceți-vă, dacă nu vrea nimeni, bă, să vă bage nanotehnologie în voi. Pe bune. Că și pe urmă, dacă o să crepați, bă, că ar muri sănătoși, nu în chinuri, știi? Cam așa vine. A, plus că oricum e mai bine tratezi o răceală cu vaccin decât cu hârtie igienică. Problema este că, deci, mai este și o problemă alta de ce avem acum atâția morți și atâtea astea, pentru că imbecilii, stai seama, în loc să aducă medicamentele cu care se tratează restul lumii în Europa, pentru că și ei au valul 4 și da, ei nu au morți, pentru că îi tratează acasă cu rețete pe care le găsești medicul de familie, te trimite la farmacie, ți le iei din farmacie și te face bine, că s-au descoperit și tratamente cu HAP, adică cu pastile. Într-adevăr, suferi mai mult față de un vaccin, dar te faci bine. Asta e ideea, că nu crăpi. Uh-huh. Iar ăia, în străinătate, de asta îi vezi pe toți pe stadion, că au și HAP-ul. Își mai ia un monoclonal, își mai ia HAP-ul când vede că își trage nasul, își ia repede două pastile sau își face un test, vede că e pozitiv și își ia ce e de luat pe cale orală și nu se mai duce să-și umple spitalele sau să se ducă, las că mă fac eu bine. Deci are
o alternativă. Cretinii ăștia, alternativa a fost am învins valul 4 al pandemiei. Vom face congres. Da, deci asta a fost alternativa imbecililor. Înțelegi? Să nu facă rost de medicamente, să nu ia asta, că i-au învins valul 4 al pandemiei. Și acum vine aia poporului român, vă mai închidem o dată. Înțelegi? Dar de ce nu vă închidem noi pe voi, mă? Că noi și așa murim într-un fel sau altul. Dar voi nu merita să trăiți. De ce nu vă închidem noi pe voi? Este simplă ecuația. Da, simplă, dar complicată. Da. E greu, dar nici ușor, cum să răspunde. Dar, na, mă rog, aici e o discuție complicată, că până la urmă ormei... Da, nu, a fost și... pur și simplu o chestie de... O metaforă, n-a fost o... Ok. O metaforă, un panseu, așa. Dar tu nu crezi că, de exemplu, oamenii poate ar fi fost mai responsabili în legătură cu subiectul ăsta dacă s-ar fi tratat cu mai mult umor și cu umor de calitate? Păi, nu crezi că Garcia ar fi putut ajuta mult în toată treaba asta? Sau Leana? Sau... Ca și comunicare, probabil. Da. La țară ar fi prins mai bine un personaj de genul ăsta, sigur că da. Dar eu mi-am primul rând să... era mai apropiat de sufletul omului, adică nu mai era ceva așa, un cavaler al apocalipsei. Știi când, când ești prost și te ia puterea de cap, tu crezi că din Olimpul tău le știi pe toate. În momentul ăla tu te crezi Superman sau te crezi King Jong-un sau te crezi descălecătorul de țară care ai și minte și viziune și masele sunt toate niște proaste și tu din Olimpul tău le dai directive și lumea te va considera un zeu și îți va face statuie. Greșit. Ești un prost în continuare, tot fără școală și fără pregătire și fără gândire. De toată viața ta n-ai dat de mâncare la oameni, ci ai trăit de la stat sau mai știu eu cine te-a plătit, că n-ai avut joburi decât plătite de la stat sau vreun conțopist. Înțelegi? Tu nu știi ce înseamnă interacțiunea cu oamenii, deci da, nu le cere să te înțeleagă sau să te faci tu înțeles, pentru că nu ești, ești la fel de strivit și atunci și acum. Asta este fișa postului tău, când ar fi trebuit să fie alta. Păi, și uite, din nou, mă întorc la treaba asta. Nu crezi că, de exemplu, prin ceea ce tu ai făcut în decursul timpului și prin ceea ce ai putea să faci și de acum înainte, a impacta populația mult mai mult decât o fac cei care echipurile pretind că o impactează? Nu, pentru că până nu le punem, până când nu le pui și în partea politică o alternativă viabilă, nu se poate face. Adică nu poți să doar să pui, eu știu să pun parchetul, da? Ok. Păi da, dacă prin acoperiș plouă, degeaba pun eu bine parchetul. Pentru că parchetul ăsta iar se umflă și iar plouă prin acoperiș și iar se umflă. Uh-huh. Deci trebuie să funcționeze amândouă. Trebuie să funcționeze și acoperișul și parchetul, ca să ai casă frumoasă. Dacă acoperișul este spart și s-a spart și s-a spart tot timpul, respectiv politica și oamenii care sunt decizionali în politica asta, nu pot să mă mai apuc, iar am pus parchet toată viața mea. Am dăruit bucurie și uite ce parchet frumos v-am dat și toată lumea, Garcea Muguri, te ține minte ce parchet frumos ne-ai dat. Mi-ai influențat copilăria cu parchetul pe care l-ai pus tu la casa noastră. Dar între timp... Da, așa e. Da. Și așa eu știu este. Mulți oameni. Și eu îți mulțumesc. Generația mea... Și eu îți mulțumesc. E, acum vreau să mă apuc de acoperiș. Crede-mă, am pus parchetul frumos. La fel vreau să pun și acoperișul. Deci următoarea dată schimb parchetul după ce faci acoperișul. Da. Îl recondiționezi. Da. Așadar nu o să mai vedem episoade să... noi cu Garcia sau cu nu, familia de la Sadova, nu. Decât după ce rezolvi problema. Acum, domnul inginer de calculatoare, cum celebru se spunea în facultate la noi, băi, inginere, vreau să merg pe partea de pragmatism. Okay. Vreau să-mi pun din nou mintea la contribuție, ideile la contribuție, să vorbesc cu oamenii cu care am ce vorbi, să scriem în sfârșit platforma de merit pe învățământ, pe funcționare, pe administrație, funcționărime publică, impozitări, etc. ca să funcționăm. Uh-huh. Și cel mai important mi se pare învățământul, pentru că proștii nu vor să creeze oameni deștepți sau dacă se creează oameni deștepți datorită familiei sau unui cerc bun de profesori, sunt făcuți în așa fel încât să plece din țară. Iar aia care mai sunt și rămân în țară, fie nu sunt băgați în seamă, dar nu vor accede niciodată să preia
frâiele. Eu mă gândesc cum să fac ca acești ticăloși cu diplome cumpărate să dispară și să repun meritul la loc. Cum crezi merit? Prin educație. Uh-huh. Educație vocațională. Direct pe elev, pe copil, nu pe clase generale. Învățământul general. Adică înveți tot și nu știi nimic. Cu ce te pregătește pentru piața muncii? Ce, ai terminat liceu? Da. Ce liceu? Un liceu, Colegiul Național, Mihai Eminescu. Ce ai vrut să te faci? Știi ce te faci după terminarea liceului? Da, de prin clasa nouă știam că vreau să fac actorie, numai că am făcut mate info. Ok. Și atunci de ce tu trebuia să faci mate info obligatoriu și nu, de exemplu, opțional? Să fie un modul opțional de matematică informatică dacă tu vrei să te, să-ți găsești partea aia frumoasă a logicii și a creierului să ți-o formezi, s-o iei, dar tu știai că vrei să faci și aptitudinea ta și vocația ta era actorie. Păi atunci de ce n-ai luat modulul de arte? Pentru că era un liceu destul de rău famat în Iași, era cum Ilipate aici la muzică, acolo era liceul de arte cu nu, cu n-ai înțeles, n-ai înțeles. Nu trebuia să te duci tu la liceu. A, trebuia să trebuie fie să modulul la tine. Da, categoric. Tu te, ție ca elev trebuia să ți se pună, pentru că așa văd învățământul din clasa 5-a până la 12-a, pe module. Ai un singur modul obligatoriu care este limba și literatură română sau și maternă. Sportul obligatoriu în fiecare fucking day. În fiecare zi. Să înveți și altceva decât slide stânga și zoom dreapta. Înțelegi? În fiecare zi sportul și tehnologia informației. Singurul modul obligatoriu. După care, în funcție de vocația elevului, tu ți alegi la ce modul performezi. Tu, atât, elev, ești îndrumat în asta de către părinte, de către diriginte, de către profesor sau de către învățător când ești la 1-4. Că vezi, există un formator dintre ăsta care vede, mă, copilul ăsta al tău, uite, l-am observat din ce face, din activitatea lui, merge către zona de arte. Și atunci tu te duci în zona de arte, la sfârșitul anului, ca clasa a 5-a, tu, elev, dai un examen al tău, personal, care să te evalueze. Mă, unde ești cu aptitudinea asta? Mă, între timp, poate tu ți-ai dobândit și altă aptitudine, mă, elevul, uite, nu vrei să încerci și acel modul. Fără note, fără nimic. Nimic. Uh-huh. La sfârșitul anului, din nou, dai un examen de evaluare. Proprie. A ta, ca individ. Unde stai cu acel... Și îți descoperi încet, încet, una din vocațiile pe care de-a lungul vieții s-ar putea să le ai. Nu zic că ți-o descoperi și pe cea care ai putea să fii cel mai bun, dar măcar una din ceea ce te caracterizează. După care în anul întâi la liceu îmi intri la admitere cu examen național, nu cu media de la 5-8, nu, examen, ca să vezi exact în competiția pieții muncii unde te situezi și dai examen în funcție de ce dorești să devii. Uh-huh. Dai examen la limba și literatura română și tehnologia informației, care e modul obligatoriu, plus un examen la două discipline pe care ți le alegi din modulul tău de studii. Adică științe exacte, dau la mate și la fizică. Științe naturale, dau la biologie și la aia. Artă și nu știu ce. Muzică și nu știu ce. Și tu la aia dai. Uh-huh. Înțelegi? Așa văd. În clasa a 10-a, după ce termin a 9-a și a 10-a, dai din nou un examen. Și pe de-a tot de cursul ăsta, sportul e obligatoriu în fiecare zi. Și pe tot de cursul ăsta, în fiecare semestru, faci 2 ore de ateliere școlare. Ateliere școlare însemnând, hai să desfacem un calculator. Hai să lucrăm pe o mașină cu comandă numerică. Hai să lucrăm pe un roboțel. Hai să lucrăm pe o... Facem lecții de bucătărie. Să spui și mâinile la contribuție. Uh-huh. Ca să nu le folosești doar la a scoate device-ul, a băga device-ul. Înțelegi cum gândesc eu și platforma Merit că trebuie făcut reforma învățământului în România? Cum trebuie eliminate toate materiile din facultăți care nu au legătură cu facultatea doar ca să țină profesorii pe posturi? Nu, domnul profesor, tu te duci și dacă ai școală și piața muncii o cere, pregătești elevii care au competențe și tu trebuie să știi să-ți faci cursul atractiv.
Nu sunt eu, de exemplu, care vreau mate, fizică să fiu obligat să învăț biologie. Nu sunt obligat să învăț biologie. Eu vreau științe exacte. Modulul tău de biologie îl fac dacă aud despre tine: bă, frate, tu ce lecții mișto face ăla. Nu așa, eu stau acolo cu fundul în sus. Și toți învață ce le spun eu. Bă, pe bune, învățământul este despre tine, domnul profesor, sau despre copilul meu? Nu cumva despre ăla este vorba? Este vorba cumva că sunt cel mai mare angajator din Europa de Sud-Est, Ministerul Învățământului, și am 234.000 de angajați plătiți din bani publici? 234.000 de angajați, nu de copii care învață, nu de studenți, nu de elevi care nu știu unde să ducă după terminarea liceului, pentru că au învățat totul și nu știu nimic. Da, asta mi se par probleme adevărate și într-adevăr de acolo se poate schimba, se poate schimba totul. Temelia oricărui popor e educația. Este educația. Dacă nu-ți educi poporul, poporul ăla va pieri. Clar. Eu nu pot să accept asta despre poporul care mi-a dat viață, care mi-a dat istorie bună, rea cum e ea, și care mi-a dat un viitor. Înțelegi? Eu nu pot să accept. Și atunci mă duc să pun acoperiș. Mi-a plăcut parchetul, multă lume aprecia parchetul, să rămână, mulțumesc. Mă vedeți pe acoperiș. Eu sper să te întorci din când în când și la parchet. După ce fixăm acoperișul, dacă pe urmă iar face... Apropo de întoarcerea asta la parchet, cum vezi tu la parchet, cum întoarcerea la parchet, zici că e o problemă penală. De DNA, așa, da. Și, mie, și eu vreau să intervin, zic, ia uite mă. Întoarcerea la parchet. Da. Cum vezi tu umorul din ziua de azi față de cum era pe vremea Vacanța Mare și Divertis? Nu sunt, cine sunt eu să judec? Pe bune, e o chestie strict personală de gust, Mugur Mihescu. Pe unele strict personal, asta mă interesează. Unele lucruri îmi plac, dar nu pot să generalizez să zic așa e umorul românesc. La nu ce pot. Te uiți? La... Și îți place? La ce? La... Uitat, cred că te uiți la... Umor românesc? Da. Ce-mi pică în mână? Mă mai uit ce văd pe YouTube, mă mai uit pe astea. Ok. Ce-mi pică în mână? Nu sunt un căutător de umor. Nu la sunt... Sierbinți, de exemplu, îți place? Sunt unele lucruri care mi-au plăcut, unele care nu mi-au plăcut. Sunt, știi cum e. Pe YouTube îți place cineva în mod expres? Nu pot să zic că am pe cineva pe care îl urmăresc... Mi-a plăcut la un moment dat până a devenit politically correct. Bine, nu asta, că în continuare îl urmăresc, chiar dacă e din genul politically correct. Trevor Noah. Ok. Plăcea foarte mult și îmi place în continuare, că are multe faze mișto. Până la urmă îi iau de acolo doar umorul. Atâta mă interesează, partea lui de umor. Mm-hmm. Nu mă interesează. Mm-hmm. Faptul că... a virat-o către zona asta, este alegerea lui, dar umorul lui în continuare rămâne, știu să-l apreciez chiar dacă e așa sau... Ceea ce din nou mi se pare foarte important. Da, adică nu trebuie să-l urăsc pentru treaba asta. Nu sunt de acord cu ideile lui și pot să intru la un debate cu ideile lui legate de asta, dar asta nu înseamnă că ceea ce face el nu-i apreciez. Care-i problema? De asta chiar mi se pare un pas foarte mare înainte, pentru că noi în momentul de față discutăm despre, bă, dacă tu nu ești de acord cu mine, nu mai vorbesc cu tine, dacă tu nu ești de acord cu mine și nu știu cum, ai nu știu ce problemă, oamenii se cataloghează unul pe altul în funcție de păreri politice sau nu știu, mai nou în funcție de conspiraționiști, neconspiraționiști, vacciniști, antivacciniști, așa mai departe. Și atunci cred că e foarte important. Asta este metoda de divide și condu. Da, divide timp, da. Tu înțelegi că metoda asta este folosită de cei care stau, de fapt, în spate ca să te conducă mai ușor, ca să nu ai timp să te gândești la ceea ce contează cu adevărat, și anume la forța ideilor și forța meritului, a tot ce înseamnă ok, la un debate de idei. Cine stă după idei? Toți sunt concluzii, asta e un retardat, ăla l-ai adus pe prostul ăsta în emisiune. Punct. Dar sunt de acord că e prost. Eu sunt convins că vor fi foarte mulți oameni care vor spune acum doar văzând... Securistule, du-te și toarnă-ți copii. Adică, deci, da. Toarnă-ți copii. Da, da. Dar tu n-ai decât un copil. Nu contează. Dar poți toar mai mulți. Da, ideea este că ei vin direct cu concluzia, ei nu stau să dezbate idei, pentru că n-au capacitatea asta. Ei vin direct cu concluzii. Este tipologia acestor indivizi. Crede-mă, știu ce au în spate, știu cum sunt plătiți, știu și câte
cam câte conturi își fac fiecare, știu toate lucrurile astea. Pentru că, na, sunt persoană pe care unii mă mai... Cum ai ajuns să le afli? Unii mă mai îndrăgește. Am înțeles. Unii mă mai îndrăgește ei acolo. Și mai zice, uite, așa, 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 așa. Ok. Înțeleg? Și vezi pe urmă și tragi concluzii. Bă, m-a mințit, nu m-a mințit, mi-a fi zis-o că e de la ăia sau că nu e de la ăia. Și pe urmă tragi concluzii, că vezi, vezi aceleași conturi, vezi aceleași IP-uri, trăisuiești, vezi tu care sunt ăștia. Și bă, dacă ți-a spus, știi și cu cât îi dă și de ce le face, e clar. Înțeleg? Și pe urmă sunt înverșunați alții care au, ți-am spus, majoritatea știe direct concluzia, eu nu sunt de acord. Bine, oaie, dar spune și mie, de ce nu ești de acord? Păi, cu ce temă? Ok, să zicem. Cum mai face? A, păi nu știu, să gândească altcineva. Păi dacă gândește altcineva, știi ce o să spui? Da, nu sunt de acord. Pentru că se poate și mai bine. Păi cum mai bine? Păi nu știu, să se gândească, eu aș face așa, da. Te-ai gândit vreodată? Ai avut vreodată o experiență? Nu, dar știu eu pe cineva care... Totdeauna au o explicație la ei. Și când ai explicații pentru orice, eu nu stau cu tine de vorbă. Da, e care... Momentul în care tu ai... Periculoși. Nu sunt periculoși, sunt proștii proștilor. Păi de asta sunt periculoși. Dar ăia sunt proștii proștilor. Document. Trebuie să ai pașaport de prost. Pe lângă pașaportul de vaccin, ăștia care le știu pe toate au pașaport de prost. Tu trebuie unul de ăsta, altfel să nu intri. Și de unde poți ții pașaport de prost? Păi bănuiesc că asta ar fi cel mai ușor pentru agențiile guvernamentale să pună la punct. Trebuie să-ți cumpere o diplomă, nu? Și categoric. Să dai și pașaportul. Categoric. Și îl tipăresc tot ei ca o firmă care, înțelegi, și facem și noi. Și tipăresc 600 de milioane de pașapoarte la o populație de 5 milioane. Că trebuie și rapelul la pașaport. Băi, atunci tu înțelegi că nouă ni s-a oferit o cotă de 120 de milioane de doze de vaccinuri. 120 de milioane. Ok. Suntem. Zic că... Bine, asta e oarecum ciudat. Bă. 120 de milioane de doze, zicem că ne vaccinam toți cu 3. Da. Și toate ne mai rămâneau încă 3. 50. Mă, imbecilul ăla a semnat unul singur, deci fără achiziții publice, că le ia pe toate. Mă, pe toate dozele. Mă, toate dozele. Că expiră, că noi zicem, ia băgați-le bă, în frigideră la noi. Păi da, dar asta e pe principiu să ne cumpărăm hârtie igienică. Că noi, să le... Deci tu stai seama cât de strivit să fie la în loc să zici, bă, ia mă acolo așa 10 milioane, ia 20 de milioane, cât suntem, că poate, bă, la noi, să mă pe toți îi vaccinăm. Toți, acum, uite, sar pe noi acum să facă vaccin. Ok, 20 de milioane, să nu fim, că, aoleo, nu ne-ați adus vaccin și uite, noi stăm la coadă aici și nu avem vaccin. Bă, și pe urmă te gândești tu că după asta mai rămân și mie niște bani, adică nu cumpăr 120 de milioane, mă cumpăr 20, mai rămân 4-5 din bani. Pe care, uite, îți mai apare un monoclonal, îți mai apare un tratament. Poate faci tu o fabrică aceea în România, la terapia sau la nu mai știu care. Faci tu, produci tu substanța de să... Mm-hmm. Da, da, asta cred că asta e foarte similar cu nu, mă, felul cum cumpără român. De vină sunt conspiraționiști, mă, că nu s-au vaccinat. Că nu s-a vaccinat lumea. Nu e de vină guvernul. Și conspiraționiștii au vina lor. Că au existat tot soiul de nebuni care acum asta nu poți să negi. Că au existat foarte mulți care au vrut să-și facă imagine pe subiectul ăsta și au spus toate căcaturile. Proști sunt pe toată lumea. Adică tot soiul de oameni de televiziune muribunzi am văzut eu, care nu mai reprezentau mai nimic prin mass media, s-au apucat să vorbească tot soiul de cretinisme. Auzi, dragul meu, după părerea ta sunt cretinisme. După părerea mea, judeca libertatea de exprimare. Că poți să combați și să zici, că tu la fel ai venit cu o concluzie, poți să zici, băi, sunt cretinisme pentru că eu cred că. Atât. Că poate și eu, dacă le ascultam, ziceam, bă, cretinisme, nu am cum să fiu de acord cu ele. Ok. Dar toate astea s-au întâmplat, ți-am spus. Și există atât de mulți profeți dintre ăștia pentru că cel care trebuia și cei care trebuia să ai încredere în ei, 30 de ani, te-au distrus, te-au săpat. Pe toate părțile. Da, și-au creat un teren fertil. Bă, băiatule ăla stătea la țigare înăuntru când tu... Asta așa-i. Bă, na. Când tu, eu, cârciumar, nu mai ai voie să fumezi la interior. Da, ok, oaie, te-am înțeles. Mă, tu stai înăuntru, mă, în palat, în guvernul României, tu stai și tragi țigări și bei whisky și nezăși nouă și... Purtați, bă, mască, bă, proștii, dreacu, bă, boilor, purtați, mă, mască, noi stăm aici la o țigare înăuntru și la asta. Asta așa-i.
Mă, pe bune? Și tu, pe urmă, tu mă sfătuiești și îmi spui tu mie, mă dojenești și îmi spui că ești un inconștient. Păi cum să nu-ți apară dintre aia care să spună că bagă grafen în tine? Ce conține vaccinul? Dar ce te interesează, mă? Ăla de polio, știi ce conținea? Pe bune, ăla de l-am făcut eu când eram mic și am trei semne pe mine de la ăla mic. Am întrebat pe cineva. Luat, pune-mă vaccinul și... Înțelegi? Da. Pentru că ăia aveau un sistem acolo pe vremea aia, nu stăteai să cârnești, dictatorial. Nu vorbesc așa. Dar uite la ăștia care, bă, cât de cât există o simbioză între guvern și populație, adică între autoritate și populație, de-a lungul timpului, clădită în timp. Păi da, nu mai țin minte cine la un moment dat, cred că primarul din Viena, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact, a fost prins tot așa cu chestii de asta, că nu purta mască sau ceva și a fost amendat, s-a dus, a plătit amenda, totul bine și frumos. Adică și despre asta e vorba, știi, despre puterea exemplului. La noi, chestiile astea de sfidare a cetățeanului, astea s-au întâmplat în timp și nu s-a întâmplat unul odată pe care l-au prins acum. Bă, astea sunt zi de zi din partea autorității. Cu autoritate te izbești în orice, de la cum îți vorbește, când te duci la ghișeu, când... Aoleu, aici e o problemă mare, domnule. Te ceartă. Te ceartă. Da. Păi acum a venit la... Acum a venit, acum se vine. Păi nu vedeți ce scrie pe ușă? Tu scății... Pardon de excuse. Nu, dar așa e. Viață. Pe bune. Așa e. Și atunci, care este această, cum îi zice, căsătorie între... Mariaj. Mariaj între ăsta și autoritate, între cetățean și autoritate. De ce ți apare ăla și ascultat? Pentru că tu dacă vii, ai aceeași valoare de adevăr ca și ăluia. Adică tu vorbești prostii, ăla vorbește prostii. Amândoi vorbiți prostii. Dar știți ceva? Aveți libertatea de a vorbi prostii. Eu pentru asta sar în apărarea amândoura. Pentru a vă garanta dreptul că puteți să vorbiți ce vreți voi. Ce vreți voi. Da, și eu n-am o problemă să vorbească fiecare ce vrea. Numai că în același timp ar trebui să existe și niște voci care să vorbească responsabil. Și aia responsabil ar trebui să fie aia care pretind să fie ascultați. Știi? Adică acolo ar trebui să fie de fapt toată chestiunea. Dar din nou revenim la ceea ce spuneai tu, toată treaba asta pornește de la educație. Exact. Și dacă tot vorbim de educație, voiam să te întreb cum erai tu ca elev. Că bănuiesc că toate traumele astea le ai din trei puncte. Unul, știu că soția e cadru didactic, da. Ai o fată tânără care tocmai a trecut prin sistemul educațional românesc înainte de a pleca. Da, dar pe ea a educat-o familia. Pe ea a educat-o familia, a avut noroc și de un anturaj bun și de niște dascăl competenți pe ceea ce dorea să facă. Într-adevăr, foarte multe din materiile pe care le-a studiat nu-i folosesc la absolut nimic. Mhm. La absolut nimic, nu că la nimic, la absolut nimic. Nu-i trebuie nicio mitocondrie. Pe bune spun, nu-i trebuie. Dacă voia să studieze și ea simțea nevoia să se ducă către zona de aprofundare a cunoștințelor ei legate de natură, putea să o facă fără să aibă teme pentru acasă. Da, cu asta sunt perfect de acord. Înțelegi? Și în momentul ăla tu, profesor, trebuia să știi să-ți alegi copilul, să-ți alegi lecția astfel încât copilului să-i și placă. Când, da. Vine, când vine la mine, uite ce face aia de istorie. Aia de istorie, de exemplu, ne-a dus și ne-a aruncat niște monede vechi sub niște pietre la o cetate, ne-a pus să săpăm acolo și ne-a zis că găsim o comoară și am găsit comori. Cam așa făcea profesoarea mea de istorie în clasa 5-a cu mine. Și eu după aia am dormit după amiezele, îmi făceam somnul de după amiază, în Muzeul de Istorie al Olteniei, până în clasa a 7. Foarte tare. Înțelegi cum am fost eu îndrăgostit de istorie? Pentru că am găsit comori. Înțelegi? Un simplu declic în mintea unui copil și îți poate influența tot ce înseamnă... Ție ți-a plăcut școala? Teribil de mult. Pentru că nici nu am avut altă sursă de informație. Am fost un copil avid de informație. Trăind în comunism, n-aveai alte surse de informație. N-aveai tablete, fake news-uri, n-aveai asta. Învățai doar ce puteai să înveți. Și în atât de mult mi-a folosit încât am mâncat săpunul. Bomboana de săpun. Înțelegi? Adică e bună și informația asta, dar trebuie legată. Deci echilibru în toate. Asta trebuie. Adică îmbină aia informația, îmbină cu
cu deschiderea, bine, cum ții echilibrul ăsta, cum faci să nu derapezi ca societate. Înțelegi? Era un copil foarte, foarte silitor, foarte silitor, pentru că altfel nu luam bătaie la început, după care a început să-mi plac și n-a mai trebuit să mă bată nimeni ca să învăț. Mi-am dat seama cât de bine era să înveți, să citești, să cauți, să joci teatru, să te duci la filme, să faci pe dracu' în patru, să fii, să performezi, să arăți că faci parte din, că-ți meriți colectivul până la urmă. Uh-huh. Când vedeai, ne trăgeam toți, acum anul ăsta tu te duci la biologie, tu te duci la geografie, tu te duci la asta, adică fiecare căuta el singur să-și diversifice paleta de cunoștințe prin module, pe care am avut noroc că directorul, nu ne fiind clasă de elită a țării și a Doljului și a țării, eram considerat cea mai bună clasă a țării, a fost un experiment clasa noastră, și am avut și pe director care era fratele ministrului de externe, lui Ștefan Andrei, și nu cârtnea nimeni în fața lui. Și chiar dacă aveam în curiculă materii precum cutare, 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 faptul că acum luai 10 și pe urmă luai 4, nu mirea pe nimeni, pentru că tu încercai o materie, vedeai că nu-ți place, pe urmă nu te mai interesa. Dar toți profesorii erau puși de ras de treacă. Okay. Înțelegi? Noi ne alegeam fiecare cam ceea ce ți-am spus eu în chestia de învățământ. Mm-hmm. Îți alegeai că ce-ți plăcea mai mult, vocația, adică. Că făceai teatru, că făceai dansuri moderne, că făceai, nu știu ce, făceai ateliere școlare, făceai pirogravură, lăcătușerie, cercuri de radio și comunicație. Îți foloseai mâinile, te duceai în toate astea. Plus că erau competițiile sportive interșcolare, nici nu se putea pune. Adică dacă venea liceul nu știu care să mă bată pe mine, echipa liceului nu știu care, mama mea, păi te antrenai, frate. Și te miri de ce aveai bază de selecție pentru sportivi și de ce erai top în lume pentru la sporturi. Pentru că, frate, baza ta de selecție era tot poporul român. Da, da. Toată sămânța care venea din poporul român prin copiii lui era bază de selecție și scouterul venea, tu te duceai la ăla, vedea, uite bă ce bun e ăla, bă, ia bă, nu vrei să vii la Voința, la club. Ba da, mă, vreau să vin la Voința. Și de la Voința ajungeai la Națională sau de la clubul de fotbal, nu știu care, ajungeai să te cheme de la Strehaia să vin, o mă încoace de la Strehaia, de cine, nu știu, sunt cămătarul sau... Înțelegi? Și așa s-au creat valorile în sportul român. Nu mai avem valoare. Ba, avem, bă. Crezi că mai avem? Oh, în sport? Da, păi, în fotbal, de exemplu. Păi cum să nu ai? Da, atâta timp cât tu nu ai sportul obligatoriu și nu ai competiții interșcolare, de unde baza nu, de nu, nu mă refer dacă avem, că da, cu siguranță copiii talentați la fotbal se vor mai naște, categoric. Dar la momentul actual, tu crezi că o să mai avem vreodată performanțe în următorii 10-15 ani? Dacă schimbăm sistemul de educațional, da. Da, da, asta nu se vede acum, o se vede la copiii care abia se nasc. După trei generații, pentru că sportul îl mare de performanță începe de pe la 17 până la 25 de ani. Da, deci undeva, păi gândește, dacă îl schimbăm acum... Clasa 5-a, clasa... a 10-a. Deci un ciclu de 7 ani îți trebuie ca să faci performanță din nou în tot. Ok. În absolut tot. Orice sporturi. Dar în momentul actual, de exemplu, tu vezi mergându-se lucrurile așa, mergând lucrurile așa, crezi că se mai poate schimba ceva? Adică crezi că o să ne calificăm la vreun turneu final? Tocmai ți-am explicat cum mediocritatea acaparează tot și cum n-are niciun interes să creeze vârfuri. Tocmai ți-am explicat. Da, dar ei, de exemplu, jucătorii. Așa. Că aici o luăm și individual, dar dacă s-a putut performanța Simonei Halep, care da, într-adevăr, nu are România niciun merit pentru asta. Performanța ei este strict a familiei. Da, și sigur. A ei personal. Sigur că da. Dar așa, în același ritm, avem, de exemplu, cazuri de fotbaliști care sunt susținuți, care poate să joace foarte bine, ca să ajungă să se facă remarcat, să joace la echipe mari. Da. Și cu toate astea, vezi că tot mai puțin fotbaliști ajung să joace la echipe mari. Pentru că sportul de performanță nu-ți trebuie doar asta. Sportul de performanță e un cumul de factori. Genetică. Odată. Cum sunt părinții, ce gene ai, ce asta. Alimentație. De când te-ai născut, ce ai păpat, ce asta. Voință. Ca să muncească, să asta. Talent. Educație sportivă. Adică ce
ce șansă ai să dai peste un antrenor care să te pună în valoare, să-ți folosească. Deci sunt mulți factori care duc și la descoperirea acestor talente adevărate. Păi în momentul ăla, copiii care se luptă să devină pe plan mondial mari, au șanse mult mai reduse, pentru că sunt doar ei. Dar dacă iei toți copiii țării și îi pui să facă sporturile, toate, la care să simt ei cu înclinați, dă-ți seama ce bază de selecție ai. Dă-ți seama că în loc de un singur copil care vrea să facă fotbal, ai 30 de copii sau 300 de copii ca bază de selecție. Păi crezi că nu e vreun nebun de acolo care, mama mea, cum e ăla? Și îl iei pe ăla, și îl iei pe ălalt, și îl iei pe ălalt, și atunci ai bază de selecție. Că tu nu mai ai competiții interșcolare, nu mai știi să-i vezi de la copii care joacă pe Maidan, nu mai știi să-i miroși când al de tatăl zice, ia, nu mai te duci, mă, lasă-mă, dacă să dreacă cu mingea aia, iar stai pe afară, iar, și te duci în casă, stai pe tabletă, joci FIFA. Da, și-l păcălești că faci teme. Da. Ca așa acum, când zici că faci școală și tu ești în mediul online. Hai pe bune. Care e cea mai mișto amintire pe care o ai din copilărie? Nu știu, sunt multe. Prima care îți vine în minte. Am crezut când mă întreb din liceu. Zi de liceu. Mirosul florilor de tei. Adică primăvară. Nu, vara, în iunie. Da. Acum ai în iunie primăvară. La sfârșitul ăstea mirosea curtea liceului a flori de tei. Și mi-aduc aminte de toți anii tinereții. Și acum când miros florile de tei, mă duc în curtea liceului, așa cu gândul. Și care e cea mai mare dezamăgire? Cine te-a dezamăgit cel mai tare? Ca ce? Nu știu, un prieten la care ai ținut mult și l-ai pierdut. Nu știu, nu pot să zic că am avut dezamăgire în viață, ca orice om, dar ți-am spus, nu sunt pentru mine să mai îmi încarc memoria cu ele. Încerc să iau lucrurile frumoase cu mine dincolo când trec la lumea informației aia fără timp. Știi? Asta e ideea. Încerc să le iau pe alea care îmi convin. Și vreau să mai pun o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților sezonul ăsta, având în vedere faptul că sunteți cu toții persoane publice, ați fost în atenția publică foarte mult timp, tu, mai abitir, în ultima perioadă ai fost și mai în atenția opiniei publice, vreau să te întreb ce ai fi vrut să se scrie în presă despre tine și nu s-a scris niciodată? De unde treacului să știu, fratele meu, ce ai fi? Că s-a scris cam tot despre mine, și bune și rele. Da, dar uite, de exemplu, n-ai fi vrut să se spună că n-ai vrut să se trateze corect situația asta și să nu se spună că ești antivaccinist sau că ești conspiraționist. Se spune că, bă, Mogur Mihăiescu face scandal că și măcar asta era fair use, știi, că și-a dat angajații afară de la Crâșmi, că nu, exact, nu-i mai merg business-uri. Nu numai eu, adică toată industria. Mogur, da, da, și tu n-ai pus nimic în loc, adică tu n-ai pus nimic în loc despre asta, sunt de acord, okay, să stau închis, n-am nicio problemă, stau închid prăvălia, mâine. Pune-mă în loc ceva, să nu murim toți de foame. Normal că ar fi fost normal într-o presă meritocrată. Știi că într-un top al facultăților și al valorii facultăților din România, care sunt în mare top în lumea asta, cu excepția ASEU-ului și probabil a Facultății de Medicină, apropo, felicitări, ASEU a intrat și este pe locul 125 în lume. 125 în lume. E o performanță din România. Atenție! Restul facultăților sunt așa cum sunt. Iar cea mai slabă dintre toate facultățile e considerată facultatea de jurnalism. Că nu prea scoate jurnaliști. Deci, păi, jurnalism nu există, jurnalism independent. Nu există de mult, de când s-a inventat jurnalismul. Ok. Problema este că la ora actuală fluxurile de media sunt acaparate de servicii. Și când spun fluxurile de... Întotdeauna a fost așa. Nu. Adică cel puțin din 89 încoace? Nu. Nu din totdeauna. Pe plan mondial mai încoace. Fluxurile au fost
înainte fluxurile media țineau de niște cercuri de interese ale patronajului, ale zonei. Ele puteau eventual să țină sub control și să semnaleze cum de-a lungul anilor au semnalat derapajele a instituțiilor de tip securistic Nixon, de exemplu, cu afacerea Watergate. Sau când unul din presă i-a dat în gât, uite bă ce face ăsta cu dreptul omului la noi, democrație. La noi în România toate fluxurile media sunt deținute mai mult sau mai puțin de către actuala securitate. Într-o măsură mai mică sau mai mare. Toate sunt infiltrate dacă nu sunt deținute și sunt folosite după cum le dictează interesul. Înțelegi? Asta este. Sunt foarte puține agenții gen Mediafax care spun care sunt încă detașate de zona asta. Că sunt ceva, vor fi ceva infiltrat și pe acolo, probabil. Dar știu pe patronul de la Mediafax, care mi-a fost și mie patron într-un timp și amic bun, unul numit Adrian Sârbu, și știu că nu este în zona aia, și, dar și acolo trebuie să-ți iei știrile cu grijă, pentru că foarte mulți au căzut în zona politicului corectului. Și o scriu așa, știi, pentru că au valoare așa nutritivă și încep să scrie că așa este politicul corect. Da, pentru că ăsta e trendul. Okay. Și o scriu ca să fie și pe trend, să nu cumva să supere pe... Să mai aibă accesări. Da. Nu știu dacă pentru accesări, dar să fie în trend, ca să nu cumva să zică cineva că... Uite, tu n-ai fost politically corect la știrea asta. Nu, ăștia își păstrează încă decența și mai sunt publicații, crede-mă, nu este singura. Recorder îți place? Nu știu. Ai văzut Marele Alb? Am văzut ceva, dar mi se pare o mârșăvie. Adică nici eu de multe ori am criticat biserica prin ce a făcut. Dar asta mi se pare o mârșăvie totală. Adică bun, ai dezvăluit că ce? Că ce? Cred că au dezvăluit ceva ce oricum cu toții știam. Că ce? Dar adică nu e nicio dezvăluire, nu e anchetă. Că tu te-ai prezentat că ești anchetă, dar tu nu ești anchetă. Tu ești o chestie care arunci cu mizerie într-o instituție cât de cât cu... a ei, cu adepții ei, cu follower și ei, pe care îi respectă puii mei. Eu te respect pe tine, dar tu de ce nu mă respecti pe mine? Acolo era vorba despre cheltuirea banului public, nu era vorba despre apetența la credință sau nu. Auzi, dacă te pun așa puțin în istorie, tu știi cu cât a contribuit și biserica la banul public? Când a cu fost mult, da. Bun. Au și fost acum momente în care da. Bun. Nu mai sunt în viață oamenii. La secularizarea averilor mănăstirești când au trecut în patrimoniul statului, știi că a fost un barter atunci. Da. Noi asta, voi asta și noi de aici donăm toate astea, dar voi pe partea asta altă, pentru că era o temelie și cum necum de-a lungul istoriei noastre, biserica, așa cum a fost ea, cu bune, cu rele, cu ce-o-i vrea tu să-i zici, mă ne-a adus până aici. Mă ne-a adus uniți, într-un stat unitar. Ne-a adus până aici. Că greșește, categoric, pentru că e făcută din chici oameni. Că la un moment dat greșelile sunt mai mari și mai vizibile. Probabil. Dar nu poți să-ți bagi joc în halul ăsta atacând vreo 8 sau 9 milioane de oameni care încă au încredere în asta. Adică tu ataci direct și credința lor. Cu asta nu sunt de acord. Nu știu dacă a fost atacată credința lor. Păi, faptul că ataci... Adică eu, de exemplu, sunt un om credincios. Nu m-am simțit atacat neapărat în momentul respectiv. Adică nu mi-am simțit atacată credința. La fel cum, spre exemplu, chiar dacă sunt un om credincios, nu mă regăsesc absolut deloc în foarte multe dintre fețele bisericești pe care le revăd. Probabil, pentru că, ți-am spus, orice breaslă are uscături sau oameni mai buni sau oameni mai puțin buni. Vrei să-i cunoști, depinde doar de tine. Da. Cu cine vrei să interacționezi. Da. Vrei să cunoști un tip de un har deosebit și cu care poți să vorbești cum vorbești cu mine, îți pot spune câțiva părinți dintre ăștia absolut uluitori. Unii, păcat că nu mai sunt, cântam cu ei Beatles când eram copii și mergeam să ne distrăm împreună cale tinereții valuri. Și care știu ce dăruiesc, ce puterea sufletului au în a vorbi cu tine, până la urmă asta o consideră o mântuire, știi? Faptul că poți să vorbești direct și să-ți înțelegi greșelile, să le accepți, să treci peste ele. Asta, dar
ca orice ierarhie, lasă-i pe ei să se, să-și rezolve problemele. Da, numai că și acolo consider că nu se aplică absolut deloc criteriul meritocrației. E că exact ce vorbeam în educație. Este o instituție care nu ține de statul român. Este o instituție care se organizează prin ea însăși. Eu nu am treabă să mă amestec. Am datoria ca prin ceea ce am dat eu ca ban public, ea nu ia, nu cred că a cheltuit. Poate că e extravaganță să faci dita mai catedrală, poate, pentru unii, pentru alții poate este o normalitate. Dar nu poți să arunci așa cu noroi, hai, ăla e greșit, nu știu, mie... Și eu, atenție, am fost un om care a criticat asta, ți-a arăt stand-up-urile mele, l-ai și văzut. Da, le știu, da. Știu și din perioada spectacolelor, Vacanța Mare. Și pe Prea Fericitul, și pe asta, da, pentru că atunci când vezi derapaje, critici. Bă, da, parcă mi s-a părut foarte, foarte multă vehemență în treaba asta. Foarte multă și te gândești câți oameni lezezi. Strict pe cei credincioși, ăia care sunt și cu bisericoși și ortodoxi. Că nu poți să-i scoți din ecuație doar pentru că tu gândești altfel. Ok, tu gândești altfel, dar lasă biserica să-și vadă de treabă ei. Cu ce te deranjează pe tine? Faptul cât am cheltuit noi cu biserica, cu catedrala? Cât? Bine, da, nu e o sumă... Bă, cât am cheltuit? Sunt 200 de milioane, nu e o sumă imensă raportată la PIB. Hai să spun cât am cheltuit cu măștile astea pe care le aruncăm toți și le purtăm de 10 ori și le punem pe asta? Sigur, mult mai mult. Dar a funcționat exact la fel, tot cu clientelă politică, la licitații, atunci nici măcar nu se făceau licitații. Nu s-a făcut, măcar făceau în ziarul Lumina. Da. S-a făcut achiziție directă. Pentru că era stare de urgență și așa mai departe, categoric a fost... Deci, care e problema? Hai să ne găsim alt dușman ca să, hai să aruncăm. Să aruncăm neîncrederea oamenilor în altă parte ca nu, să nu se mai uită în propria ogradă, să vadă ce am făcut, să vadă cum mor ăștia prin spitale, să vadă că n-am fost în stare să aducem medicamente și făceam congrese, să vadă că ne țineam și făceam că suntem în opoziție, dar noi suntem niște tântălăi vorbiți cu ceilalți de la guvern. Da, asta nu are nicio legătură. De exemplu, Recorder susținea a fi o publicație independentă, care trăiește din donațiile privitorilor și a cititorilor. Ei cel puțin asta susțin. Acum, când putem sau nu verifica, e partea a doua. Dă voie să am anumite rețineri. Ok. Nu știu, o să mă interesez dacă mi-ai spus și o să scriu pe SMS-ul tot ce aflu despre Recorder, cine o deține, cine o finanțează. Eu tot ce pot să zic e că ei au dat în toți în decursul timpului. Și asta, aici mie mi-au câștigat credibilitatea. Poate, nu știu, doar că mie mi s-a părut mult prea puternic atacul într-un moment în care poate nu trebuia atacat. Acum atacă ceea ce te frământă de fapt. Nu căuta să, deontologic vorbind și profesional vorbind, bă, când, revenim la acoperiș, bă, când îți plouă acoperișul, și toată lumea e îngrozită că-ți plouă în halul ăsta prin acoperiș. Nu veni repede să zici baie spartă și să mai întoarcă, să nu mai fii atenți că plouă prin acoperiș. Înțelegi? Poate și momentul prost ales mă face să privesc cu alți ochi această inițiativă a lor de a lovi într-un mod urât, după părerea mea, într-o întreagă mulțime de oameni. Nu-mi place momentul. Ok. Da, deci nu pot să știu despre asta. Dar ți-am spus, alături de Mediafax mai știu oameni care nu sunt afiliați în zona de securitate și care... Poți să mai îmi dai exemple? Bă, da, dar nu, fără permisiunea lor nu pot să spun. La Mediafax mi-am permis, dar la ceilalți nu pot să... Pentru că el e persoană publică, ceilalți nu sunt. Ok. Și nu știu. Dar să... numele trustului, nu numele omului. Dă-mi voie să nu spun. Ok. Să zic, nu am nimic de ascuns, dar doar că nu-mi place să, fără voia, bă, pot să citesc de tine sau să zic de tine. N-am vorbit până acum cu ei. Sunt prieteni de-ai mei. N-am vorbit până acum cu ei. Mă rog, să nu înțelegi că îmi caut și eu prietenii, adică îi selectez. Ok. Să nu înțelegi că ăia buni sunt prietenii mei, ăia răi sunt securiști. Nu, să ne înțelegem, nu e așa.
Deci tu poți să ai un prieten securist, nu? O categorie. Adică dacă eu aș fi securist și aș vrea să fiu prieten cu tine... N-am nicio problemă. Dacă nu... Atâta timp cât valorile tale sunt și valorile mele, atâta timp cât nu folosești mijloace dintre astea de denigrare ordinară, să ataci ordinar, să folosești... De ce să nu fiu prieten cu tine? Eu am destui în zona aia care sunt oameni de... și citiți, și de bun simț, și încă patrioți, și încă nu sunt cășcăviți să facă numai bani, 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 să controleze tot. Înțelegi? Există oameni de ăștia și printre ei mulți. Categoric, că și serviciile astea până la urmă, fac și lucruri bune din moment ce nu ne luăm la... Problema ne scoatem ochii unul. Problema este că, exact ca și societate, cum a ajuns clasa politică, așa a ajuns și clasa leadership-ului în zona. Adică toate păstrează proporțiile spre toate organizațiile de genul ăsta. Ok. Asta mi se pare un lucru foarte important, știi? Să ne reușim să ne detașăm și să ne gândim că părerea nu e neapărat un lucru care ar trebui să ne... Adică cu siguranță nu trebuie impusă, trebuie argumentată. Și argumentată. Dezbătută, nu... Și la sfârșit poți să pleci pe aceea și zici, bă, nu m-am înțeles, el are părerea lui, eu am părerea mea, bravo lui, poate are ele dreptate, eu înclin să cred că am eu dreptate. Și atât. Mm-hmm. Și atât. Hai, uite, las pe el să vedem, poate are el dreptate, să vedem, să facă prima oară ca el. Și, bineînțeles, decât să stăm să ne certăm, mai bine un pahar de vin să închinăm. Cum, de exemplu, eu în seara asta îmi pare foarte rău că închin doar eu, că tu cum adică mașina. Să închin? Adică cu... Adică să... Asta e cu biserica, e împotriva... Nu e că e împărtășanie. Ah, ok. E împărtășanie, dar e pentru toate posturile de pe următorii 10 ani. Să te împărtășești de la prietenii noștri, de la domeniile Davidescu. La mulți ani. La mulți ani, eu nu pot să beau căs cu mașina, dar până la urmă ciocnim cu omul, cu... Exact. Cu paharul. Exact și... Da, pot să beau... Hai să vezi că rezolvăm... Adică o văd cât mai poți să fie și... că nu vrem aici. Rezolvăm imediat și problema asta cu volanul. E chiar un vin foarte mișto ăsta. E un Sauvignon Blanc cupaj cu Chardonnay care merge foarte bine, mai ales acum că începe postul Crăciunului, merge foarte bine cu peștele. Așa să-i multe dezlegări. E foarte dezlegarea mișto. La limbă e cea mai bună pentru asta. Exact. Și dat fiind faptul că n-ai putut să-l guști în seara asta... Rezolvăm acum să-l poți gusta acasă. Asta se numește că mijloace necuvenite. Am primit foloase necuvenite. Păi nu-s foloase necuvenite, că eu nu ți-am cerut nimic în schimb. Păi cum nu mi-ai cerut să vin aici să-ți eliberez locul de parcare? Păi nu ți-am cerut să vii aici, dar aici nu e instituție publică. Ah, ok. Aici deci este folos cuvenit? Exact, e foarte cuvenit. Ok. E chiar... cuvenirea prea puțină pentru cât ar trebui să fie pentru podcastul ăsta, care mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit că mă foarte așa bine. Frumos. Nu te mint deloc. Hai mă, glumesc, mă, ce ai simțit-o. Că... Dar normal, că și eu mai mint. Adică pentru mine e o bucurie, știi? Să pot să întâlnesc, în primul și în primul rând, un om pe care l-am apreciat de foarte mic. Și în al doilea rând să putem să discutăm și să mai vadă și alții discuția noastră, e ceva foarte tare. Foarte mișto, da. Și îți mulțumesc mult de tot pentru bine faptul că ai acceptat invitația asta. Prieteni, dacă ați ajuns până aici, nu uitați de toate cele necesare. Dacă v-a plăcut podcastul, distribuiți-l prietenilor voștri. Dacă nu v-a plăcut, știți regula din sezonul ăsta, distribuiți-l dușmanilor. Nu uitați să lăsați un like, un coment, să ne lăsați sugestiile voastre pentru următorii invitați și așa mai departe. Pe Mugur Mihăiescu îl găsiți peste tot, de pe Facebook, Instagram, aveți TikTok. Aveți unde să mă înjurați, aveți locuri multe unde să mă înjurați. Și o să vă anunțe la acolo și de platformă imediat când se lansează. Cred că va fi deja lansată la momentul în care noi vorbim. Platforma probabil. Merit. Da. Dacă va fi deja lansată, o să o găsiți peste tot acolo unde este cazul. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vouă vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit până aici și bineînțeles le mulțumim prietenilor noștri de la domeniile Davidescu pentru faptul că sprijină acest podcast. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase și cât mai bune. Nu știu dacă sunteți în lockdown sau nu, că te tragem pe 21 octombrie. Lockdown fericit, dacă nu e lockdown, libertate fericită și așa mai departe. Stați că termin artistic o secundă.
scot clopotnița și să sting lumânarea, așa să fie cu... V-am pupat. Noapte bună.